de sport. Să nu trăim rău, zic. Bine v-am regăsit și în seara asta. Înainte să întrebați voi, să vă spun eu nu știu ce s-a întâmplat cu clipul de aseară, cu cea mai tare emisiune din istoria emisiunilor de pe YouTube. YouTube-ul zice că l-am șters ca prostul, dar mai mult nu știu ce se întâmplă. Probabil că l-am șters ca prostul. Sper să nu se mai repete treaba asta. Am încercat să fac eu niște teste. Vedem dacă merge sau dacă nu merge la fratele vostru. Oricum a fost foarte tare emisiunea de aseară. Sperăm că de data asta vom avea una cel puțin la fel de mișto. Asta pentru că o să vorbim despre cum se pregătește o mică ciortală, dacă mă întrebați pe mine. Dacă nu mă întrebați, la fel o să vă spun. Nu știu dacă o să fie foarte multă lume în seara asta, pentru că, așa, v-am zis să mă obișnuiesc seara emisiune și a fost foarte mișto. Iar acum toată lumea o să vorbească despre acest subiect la zi. Eu o să vă spun my two cents, cu care mă aștept să nu fie foarte multă lume de acord, așa că hai să nu mai pierdem foarte mult timp și să îi dăm drumul. Și avem două subiecte importanțele, aș zice eu. Bă, aici în... ce este... În partea asta trebuie să fie chat-ul unde este chestia asta neagră, deci dacă nu scrieți mesaje, o să rămână o chestie neagră pe ecran. Sau dacă scrieți mesaje și poate am pus eu chestia, chat-ul greșit, cu atât mai mult. În fine. Bun. Avem ordinul de plecare al lui domnul Dâncu din funcția de ministru al apărării, un ordin care permite fotbalului Stelei să moară, din punctul meu de vedere, și mai avem o ieșire publică destul de rară și oarecum necaracteristică a domnului Talpan, care a zis niște chestii care se întâmplă la Clubul Steaua de ceva vreme și a povestit cum mi se pun lui bețe în roate. A povestit doar de bețele în roate pe cale ierarhică, pe cale administrativă, dacă vreți. N-a vorbit și despre celelalte bețe în roate pe care le pun câte unii care zic că sunt ei mari suporteri și că au făcut și au dres. Dar asta este o altă discuție. Poate o să avem la un moment dat, cine știe. Bun, hai să începem cu începutul și să vedem de la ce ne-am luat cu domnul Dâncu. Domnul Dâncu, înainte să plece de la Ministerul Apărării, printr-o demisie forțată, zice-se, a dat un ordin care a fost publicat parcă astăzi în Monitorul Oficial al României, ordin care se numește pentru completarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, aprobat prin ordinul de ministru al Apărării Naționale, bla 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 bla. Practic, că marele element de noutate este că acest regulament de organizare și funcționare al Clubului Steaua se modifică prin adăugarea unui alineat nou care spune următoarele chestii foarte, foarte, foarte simple. Citez. Clubul Sportiv al Armatei Steaua se poate asocia cu avizul consultativ al Colegiului Ministerului Apărării Naționale cu terțe persoane juridice, publice sau private,
în vederea constituirii unei asociații fără drept, fără scop patrimonial, având ca obiectiv participarea la competițiile sportive. Bun, așa cum v-am zis, ordinul ăsta a venit de la domnul Dâncu, sfințit fie numele, înainte ca domnia sa să se ducă în treaba dumnealui de mare ministru, mare ciofiel. Așa, de ce este nasol ordinul acesta? Pentru că, contrar a ceea ce se spune, se povestește și se sărbătorește prin unele locuri, adică, gata, domnule, s-a rezolvat marea problemă, gata, Steaua poate promova și o să facă și o să dragă și s-a rezolvat problema, nu este chiar așa. Da, strict, nu știu, regulamentar, că nici n-aș putea să-i spun juridic, hai să zicem, strict regulamentar, da, faptul că Clubul Sportiv al Armatei Steaua se poate asocia cu diverse entități publice sau private în formarea unei asociații non-profit în vederea participării la competiții sportive, ar putea rezolva această problemă pe care Federația lui Burleanu a inventat-o pentru a pune bețe în roate stele. Adică, bă, da, nu o să mai fie Steaua Armatei, deși tot ea o să fie, ci o să fie o asociație non-profit care va include Steaua Armatei, dacă mă înțelegeți, o să aibă altă formă de organizare, aia pe care cere Burleanu, din motive pe care nu le-a explicat foarte bine, și da, va putea juca conform regulamentelor absolut stupide și cretine ale Federației Române de Fotbal în Liga 1. Dar problema este alta. Asociații non-profit Steaua a mai avut și experiența n-a fost tocmai pozitivă, dacă mă întrebați pe mine. Adică să sărbătorești în anul 2022 că poți face un alt AFC, cum a fost ăla făcut de Păunescu, care a primit cadou jucători de multe milioane de dolari, care a primit cadou un loc în prima divizie, care a primit cadou și dreptul de a folosi niște bunuri ale Ministerului Apărării și ale Clubului Steaua, mie unul nu mi se pare motiv de bucurie. Și v-am mai spus asta. Din punctul meu de vedere, este moartea pasiunii, moartea fotbalului, moartea secției de fotbal a Clubului Steaua, o asociație non-profit. Pentru că, ok, să zicem că profitând de această schimbare de regulament interior și de regulament de organizare, cum căcate zice, cei de la Steaua zic, gata, tati, facem asociația, am pleznit-o, am lovit-o. Fac asociația cu entitatea PIX, nici nu contează numele, cu Romtehnica, cu cine s-a mai vânturat, cu ce, cine vreți voi, oricine vreți voi, de pe pământul ăsta lung și mai ales rotund. Se face asociația non-profit Steaua 2022, pentru că AFC Steaua a existat deja și nu știu dacă mai putem să îi luăm numele ăsta, care va avea în administrare, practic, echipa de fotbal a Stelei. Asociația asta non-profit, din primul lucru pe care îl va face, mama, avem cina. Este cineva, cine mai salvează, mă, Steaua, nu cina. Primul lucru de care va profita, va beneficia, va profita, cred că este cel mai corect spus, această nouă asociație non-profit pe care clubul sau poate înființa, este de toată investiția pe care Steaua a făcut-o până acum în fotbal, din 2017 și până acum, din ultimii 5 ani, toate milioanele de euro pe care Steaua le-a băgat în secția de fotbal, în echipa de fotbal, din Liga 4 și până în Liga 2, vor trece automat și cu titlul cât se poate de gratuit în portofoliul noi asociații. Noua asociație din care Clubul Steaua va face parte, dar Clubul Steaua nu va fi singurul care va face parte. Și așa cum istoria a demonstrat, Clubul Steaua poate fi scos foarte ușor dintr-o asociație non-profit. Asta este o problemă. Faptul că nu vorbim despre o societate pe acțiuni, de exemplu, una care să protejeze cumva investiția de până acum a Stelei, ci vorbim despre o asociație non-profit care va primi din nou, va primi gratis, va primi cu titlu gratuit tot ce a investit Ministerul Apărării, Clubul Sportiv al Armatei, whatever, în Steaua până acum.
Asta se va întâmpla. Apoi, al doilea aspect la, în ceea ce privește această înființare sau posibilă, probabilă, ipotetică, nu știu cum să-i spun, înființare de asociație non-profit, este însăși asociația non-profit. Asociația non-profit este moartea performanței. Așa cum este ea definită aici, în legislație, o persoană juridică fără scop patrimonial se referă la ONG, organizații non-guvernamentale, organizații non-profit, organizații fără scop lucrativ. Ca și exemplu avem asociații, fundații, organizații cu personalitate juridică, partide politice, patronatele, organizații sindicale, cultele religioase, toate astea sunt persoane juridice fără scop patrimonial. Care este scopul persoanei juridice fără scop patrimonial? Acela de a acționa în interesul membrilor săi și a desfășura activități de interes general. Activitățile specifice ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt constituirea de case de ajutor proprii, nu e cazul Stelei, sau nu o să fie cazul asociației pe care Steaua o poate înființa alături de un privat, să zicem, de un terț. Editarea și tipărirea de publicații proprii, iarăși nu este cazul. Constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi. Organizarea și sprijinirea financiară a unor activități culturale artistice. Organizarea și desfășurarea unor cursuri de pregătire și calificare profesională. Elaborarea unor strategii politice de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial național. Asigurarea facilitării relațiilor dintre membri sau cu alte organizații. Activitățile astea specifice se regăsesc în statutul propriu sau în legile specifice de funcționare ale unei persoane juridice fără scop patrimonial. Așa cum vă spuneam, o persoană juridică fără scop patrimonial este moartea performanței, pentru că o organizație de genul ăsta nu își propune să facă performanță. Obiectivul ei nu este să facă performanță, nu este să facă profit, nu este să atingă performanța sportivă, care știm cu toții performanța sportivă aduce bani. Astfel că o asociație din aceasta non-profit nu este decât o vacă de mulți, din punctul meu de vedere, așa cum a fost și AFC-ul lui Păunescu. Este o vacă ce este inventată, apare așa peste noapte, bine, să mergi pe stradă, te duci și bam, te-ai lovit de o vacă, care a apărut, venind ca vaca s-a așezat în mijlocul drumului. Vaca asta, la un moment dat, este îngrășată artificial, pentru că primește tot ce a investit Steaua în ultimii 5 ani în fotbal. Bun, vaca asta îngrășată artificial, care arată foarte bine, este o vacă din aia argentiniană, din care ies fripturile alea extraordinar de bune și foarte scumpe, ajunge apoi pe mâna, nu este foarte clară a cui, pentru că nu știm cu cine se va asocia, clubul Steaua și nu știm în ce condiții va face asta. Dar va ajunge pe mâna cuiva care o va controla și care o va mulge, pentru că obiectivul acelor cineva care vor controla viitoarea asociație a fotbalului stelist nu va fi de a face performanță, nu va fi de a face bani, nu va fi de a deveni profitabil, ci va fi de a exista și de a mulge acea entitate. Cam atât. Nimic altceva, nimic în plus, nimic mai mult de atât. De ce va fi acesta obiectivul? Pentru că asta este definiția non-profitului. Dacă tu nu ești pentru profit, nu înseamnă că nu ești pentru performanță. Dacă nu ești pentru performanță, înseamnă că poți să băltești în mediocritate, în principiu. Asta înseamnă, asta se traduce, din punctul meu de vedere, prin moartea performanței fotbalului stelist. Acum o să sune că dau, ca și cum aș da eu verdicte, ca și cum aș veni eu apostolul fotbalului stelist din România și o să zic, da, mă, prieteni, o să se facă și o să se dreagă și așa mai departe. Dar, din punctul meu de vedere, cine se bucură în momentul ăsta și cine sărbătorește și cine își dorește un non-profit, nu prea își dorește binele Stelei pe termen mediu și lung. Da, cu siguranță că pe termen scurt o să fie o victorie din aia. Da, tati, uite, am învins, avem asociație, respectăm regulile lui Burleanu, putem să promovăm. După care promovăm și după care nu prea se mai întâmplă nimic, dacă mă înțelegeți. Am promovat și cam asta a fost. Nu mai e. Singurul lucru care o să se mai întâmple va fi că cineva o să înceapă acel rulaj de jucători
Pentru că, evident, în conturile asociației Astra vor intra niște bani, se vor vinde jucători, se vor cumpăra jucători, se vor face niște tranzacții care vor implica sume probabil destul de mari de bani, dar banii ăia, nefiind o entitate destinată profitului, vor trebui să fie scoși din asociație și distribuiți către cine va avea buzunarele mai largi și interesul mai mare să... să profite de treaba asta. Deci, cine își dorește non-profit în momentul ăsta și cine salută înființarea unui non-profit, mi se pare că, nu vreau să zic că este răuvoitor, dar mi se pare că nu este foarte bine informat. Nu că eu aș fi o, ăla, Dumnezeu pe pământ care știe de toate și pentru toți. Nu este foarte bine informat și nu are în vedere interesul legitim al Stelei pe termen lung, ci doar niște chestii pe termen scurt și poate niște, de ce nu, interese financiare mai departe. Bun, cam asta a fost prima parte despre care voiam să vă vorbesc. Dacă voi nu aveți și pare că n-aveți, Dumnezeule, nu scrie nimeni în chat-ul ăla, scrieți-mă, fratele meu, dați-mi și mie două mesaje din milă ca să nu mai rămână partea asta neagră, să nu mai rămână o treime de ecran neagră. Scrie și voi trei mesaje din alea așa, bă, mi-e milă de tine, uite, ia aici ca să se umple secțiunea de chat. Deci băgați ceva acolo, fraților, în live chat-ul ăla, un salut, un bună seara, un du-te pe urâtule, n-ai treabă acasă, o chestie din asta. V-a zis de milă. Pentru partea a doua o să vorbim despre... o să vorbim despre... uite, mamă, mi se șoptește în cască faptul că chatul merge. Deci probabil că am eu chatul greșit. Haideți, mă, fraților, că nu știu de ce nu apare. Mă atacă și în seara asta. Gata, uite, gata, s-a rezolvat. La mine apărea negru, deci OBS-ul mă atacă. Mulțumesc oamenilor care mi-au zis că se vede. Așa. Bun, deci asta a fost prima parte. Nici nu știu dacă să... Hai să facem o pauză, să trec prin mesaje, să vă salut pe voi și să văd ce s-a scris despre partea asta, după care mergem la ce a făcut domnul Talpan astăzi, cum a ieșit el public și a zis diferite chestii și ce se întâmplă acolo. Uite, salutare, fece rom, tehnica nu este stea. Așa este, mai este și această dilemă morală care din punctul meu de vedere nu există. Vorbeam aseară, uite, cu Valentin Dincă, pentru că văd că scrie și el, apropo de cazul viitorul Faru, din punctul meu de vedere și din punct de vedere al regulamentelor sportive și chiar al legilor în vigoare în România în momentul ăsta, așa cum am spus, cine are marca, entitatea juridică ce deține marca sau dreptul de utilizare a mărcii, deține automat și palmaresul asociat respectivei mărci. Deci dacă se va face această asociație, se va face ASFCPRMCP, Romtehnica sau cum să numi ea, Steaua, whatever, iar Clubul Sportiv al Armatei Steaua va veni în această asociere cu marca sau cu dreptul de a utiliza marca, această asociație va deține palmaresul Stelei, din punctul meu de vedere. Mi se pare că din tot ce înseamnă jurisprudență sportivă, instituțiile astea, FRF, LPF, MFF, blablabla, au arătat că marca, palmaresul urmează în mod natural marca, palmaresul este inclus în marcă, cine are dreptul de utilizare al mărcii are dreptul de a se lăuda, că doar asta se întâmplă, cu palmaresul. Din punctul ăsta de vedere, deci iată, nu sunt de acord cu asta, cu FC Rom Tehnica nu este Steaua sau că noua asociație nu va avea palmaresul. Va avea, dar rămâne această dilemă morală, pentru că va fi un palmares palpabil, vizibil, dar lipit, ca și cum ai pune un timbru pe o scrisoare, lipit unei noi entități. Este acest palmares, unul cu care suporterul Stelei se va identifica. Este o problemă, din punctul meu de vedere, minoră, care pălește în comparație cu pericolul ca performanța în ceea ce înseamnă fotbalul stelist să dispară, să băltească, să devină o mediocritate sinistră.
Darian, uite, zice că îl respectă pe domnul Darius Moroftei și eu pe tine, așa se întâmplă. Da, mă, da, da, e live, este pentru că emisiunea de aseară a dispărut, Valentine, deci dacă zici că te-au luat oamenii la ochi, că ai intrat în direct în emisiunea asta, uite, nu mai există nicio dovadă, putem să, poți să zici că nici nu s-a întâmplat, deși emisiunea de aseară a fost epică. Noua asociație nu va prelua Palmaresul Stelei. Uite, tocmai am zis că eu nu sunt de acord cu asta, noua asociație, dacă Steaua va veni în această nouă asociație ca aport al asocierii cu marca sau cu dreptul de folosire a mărcii Steaua, automat noua asociație va prelua și Palmaresul. Probabil ar fi ceva de genul FCCSA Steaua București, nu va fi ceva de genul AFC, că nu ești fotbal club, o să trebuiască să fii asociație. Că toate, dacă te uiți la toate echipele care sunt administrate de asociații non-profit, și cred că cine este Botoșaniu, parcă e AFC Botoșani, parcă Chindia și mai sunt. Toate sunt AFC, că n-ai voie să ai denumirea de FC de fotbal club, că tu nu ești club de fotbal, ești asociație club de fotbal, dacă sună logic și pentru tine. Deci va fi AFC. AFC Steaua, mai departe numele poate să fie oricum, poate să fie AFC Steaua București, asta dacă vor avea voie să le înregistreze, ținând cont că și AFC-ul lui Păunescu tot așa s-a numit, sau AFC, nu știu, Steaua Polară, Steaua ce vrei tu, va fi ceva, sau doar AFC Steaua, nici nu contează chestia asta. Contează ce se va întâmpla după ce se va înființa asociația asta, după ce asociația asta își va intra efectiv în rol și va începe munca sau, nu știu, funcția, își va exercita funcția de administrare a echipei de fotbal și cum mediocritatea va fi la putere, pentru că asociația non-profit, prin definiția ei, nu este destinată profitului și performanței. Nu este destinată, na, în primul rând, performanței financiare, dar în fotbalul din 2022, performanța financiară este asociată în mod natural cu performanța sportivă. Ori dacă tu nu-ți propui să faci bani și n-ai ca obiectiv de a face bani pentru club, pentru ca apoi să poți să cumperi jucători, să vinzi, să investești în academie, să-ți mai faci 15 stadioane în România, faci ce vrei tu cu banii aia pe care îi produci ca entitate juridică, dacă tu n-ai un obiectiv din asta, nu o să faci bani și o să fii tot timpul băltind într-o chestie din asta, la limita subsistenței. Pentru că doar asta vrei. Și non-profitul lui Păunescu are reprezentat Steaua, dar s-a demonstrat că nu avea palmares. Nu s-a demonstrat. Fiind un litigiu aflat în desfășurare, nu s-a demonstrat nimic. Dacă litigiu s-ar fi încheiat, și nici măcar nu este un litigiu, este o acțiune în constatare. Care încă este în desfășurare, înțeleg, încă se judecă pe treaba aia palmaresului. Câtă vreme n-ai o sentință definitivă, nu s-a demonstrat nimic. Când o să se demonstreze, sau când justiția o să demonstreze, o să vedem cum o să funcționeze. Poate o să se schimbe și reglementările sportive. Și FRF-ul o să vină, sau și LPF-ul, FRF-ul, whatever, ambele, o să vină și o să zică, da, tati, cine are marca nu mai are și palmaresul. Palmaresul este unde zicem noi, sau unde zice domnul Miai. Domnul Miai Stoichi. Cine zice că domnul Miai care palmaresul, ăla are palmaresul. Să fie așa, 100% arbitrar. Momentan, câtă vreme nu ai o decizie definitivă în acel litigiu și justiția nu și-a spus cuvântul, palmaresul urmează marca așa cum se întâmplă cu toate celelalte entități pe care s-au lipit diferite branduri și pentru care FRF nu are nicio problemă să le recunoască palmaresul istoric. Bun. Întrebarea e dacă sunteți dispuși să faceți acest sacrificiu cu Steaua în Liga 1 sau cu clon, cu Steaua în Liga 2 sau cu o clonă în Liga 1. Asta da, este o întrebare pe care suporterii steliști trebuie să-și o pună, dar nu mi se pare o întrebare neapărat esențială. Întrebarea esențială este pentru suporterii steliști din punctul meu de vedere, dacă suporterul stelist vrea cu orice preț să ajungă cât mai repede în Liga 1, iar de acolo Dumnezeu cu mila să ajungă iarăși la proteste, la nebunii, noi nu mai vrem conducere, noi vrem haucă, mărcă, bârcă, nu se face performanță, sau dacă suporterul stelist poate să, sau vrea, este dispus să se sacrifice, să pună presiune pe conducerea clubului sportiv al Armatei Steaua București și pe cea a Ministerului Apărării, de ce nu,
ca lucrurile să fie făcute just acum cât echipa este încă în Liga a doua, să obțină schimbarea regulamentelor FRF, care oricum sunt discriminatorii, să permiți oricăror dude obosite, controlate 100% și finanțate 100% din bani publici, să evolueze în prima divizie doar pentru că au o formă diferită de organizare, sursa de finanțare fiind aceeași, bugetul de stat, dar să nu permiți celor de la Steaua, este clar discriminator, este făcut un articol introdus în regulamentul FRF doar pentru a bloca o eventuală apariție a echipei Stele, așa cum s-a întâmplat de altfel, cum s-a demonstrat în timp. Articolul ăla, na, iarăși, fără să fiu virgin și fără să fiu avocat, nu îmi imaginez că un articol de genul ăsta ar putea rezista în fața unei judecăți la TAS sau chiar în instanțele civile și că în cele din urmă, dacă s-ar face demersurile astea juridice, FRF ar fi obligată să renunțe la articolul ăla și Steaua ar putea să promoveze, și așa cum este absolut normal, în actuala formă de organizare. Dacă actuala formă de organizare este una propice performanței sau care este un incubator de performanță, este o discuție pe care o putem avea cu siguranță. Eu iarăși nu cred. Cred că singura formă de organizare onestă pentru Steaua, pentru ca Steaua să performeze, să revină la nivelul ăla de campioană a României, că nu o să mai revină niciodată la nivel de campioană a Europei, este o societate pe acțiuni în care clubul Steaua, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, să vină cu aport ceea ce a făcut până acum, ceea ce a investit până acum, lotul de jucători, locul în divizia a doua în care este acum și așa mai departe, iar unul sau mai mulți investitori, în cazul ideal mai mulți investitori, să vină cu bani. De ce ar veni mai mulți investitori cu banii în această nouă societate a Stelei? Pentru că în 1, 2, 5, 10, 50, 100 de ani, oamenii și-ar scoate banii și ar face chiar profit. Aș merge pe modelul german în care clubul sportiv păstrează controlul, păstrează 51% din acțiuni și asta îi garantează faptul că nu-și va pierde marca, nu-și va pierde imaginea, nu-și va pierde nimic, iar aceste asset-uri, imaginea, brandul și așa mai departe, sunt protejate de statutul de acționar majoritar, dar cedează controlul executiv al companiei. Vine privatul, vine whatever, firma Pixulescu SRL din Cucuieții din Deal, care aduce aport X milioane de euro sau cât se înțeleg oamenii acolo să investească, preia controlul executiv, se ocupă de administrarea echipei, se ocupă de finanțe, de buget, de tot ce înseamnă asta pentru a face profit, pentru a face bani, pentru a aduce bani în club, mai departe pentru a investi banii ăia în performanță și cele din urmă societatea să crească, să se dezvolte și să ajungă un producător de bani pentru acționarii săi. Asta este, din punctul meu de vedere, singura cale sănătoasă pentru performanță. Cea mai nesănătoasă cale, iarăși din punctul meu de vedere, este o asociație non-profit care omoară performanța. AFC-ul sau ONG-ul sau cum vrei să-i zicem, omoară performanța din fașă. Ce sunt cu forma de organizare actuală a Stelei? Este o chestie intermediară între mediocritate, prostie, delăsare și așa mai departe și performanță, profit și așa mai departe. Este o chestie intermediară. Între o asociație non-profit și actuala formă de organizare a Stelei, aleg cu ochii închiși oricând, în orice moment, dacă mă întreabă cineva, actuala formă de organizare a Stelei. Din nou, non-profitul mi se pare cea mai nocivă și cea mai înșelătoare modalitate de a organiza o echipă de fotbal în momentul de față, în special una precum cea a Stelei. AS47 Steaua liberă să contrazic pe acest subiect? Păi am zis, Valentine, ce părere am despre acest subiect, pentru că, na, am tot explicat, am tot vorbit. Dar de ce n-ar putea o controla clubul Steaua? Pentru că de ce s-ar asocia cineva? Ar putea să controleze această AFC, această asociație, cum oricum sunt mia, ar putea să o controleze clubul Steaua. Dar de ce ar face clubul Steaua performanță într-o asociație non-profit? De ce s-ar asocia cineva cu clubul Steaua într-o asociație non-profit pe care acel cineva nu o controlează, dar poate ar trebui să vină cu niște aport financiar la început sau ceva. De ce ar da cineva bani unui non-profit pe care nu-l controlează? Care ar fi logica de aici? De ce? Cine și de ce s-ar asocia cu Steaua într-un non-profit în care această terță persoană juridică sau ce-o fi ea nu are control? Da, asta cum nu scrie nimeni. Bă, eu nu văzusem, nu știu ce, YouTube-ul sau OBS-ul sau ceva,
făcuse nebunia aia. Link să intrați, da, o să schimbăm regulile din seara asta, pentru că ieri a fost interesant, dar a fost și o petrecere câmpenească. Vă pun imediat linkul de Meet. O să intre doar câte o singură persoană, cine își dorește, evident, să intre în direct. Vorbim, după care dacă mai vrea cineva mai intră, nu o să mai intrăm câte 4, 5, 6, 7 oameni să vorbim unii peste alții și așa mai departe. O facem frumos ca să putem să ne înțelegem și nici nu o să mai stăm cu zecile de minute, câte 6, 7 oameni în aceeași discuție ca să nimic în principiu. Bun, chat-ul merge, dar nu se vede. Cum zice și Remus, niște like-uri ar fi bune. Sancho Panza, mamă, iar este frate Sancho Panza moderator. Nu știu ce se întâmplă, poate rămâne definitiv Sancho Panza moderator. Florin Talpan a zis azi mai multe aberații, una dintre ele fiind că generalii au dat steaua lui Becali și el a luat-o înapoi. Și de ce este aberația asta? O să trecem imediat și la acest Talpan, dar de ce este aberație? Pentru că, dacă vrei, uite, că tot am avut discuția aseară despre generalii, mari generali și cine ce a făcut, generalii i-au dat steaua lui Păunescu și prin generali este Cioflină, care a făcut pușcărie pentru Becali. Cred că este și cine mai era? Pigui? Dar aici nu bag mâna în foc, dar Cioflină sigur era general și pe vremea aia și da, el a avut o contribuție majoră la apariția FC-ului Păunescu și la oferirea pe tavă, oferirea cadou a echipei de fotbal a Stelei, acelui AFC pe care Steaua nu-l controla. Iar faptul că ulterior a apărut Becali, a venit Becali, Becali care oricum făcea afaceri cu Cioflină, generalul șef al statului major, dinainte de apariția lui AFC Steaua București. De prin 96 au început băieții să facă combinațiile cu terenuri. Becali și Cioflină și cu Babiuc și așa mai departe. Deci, povestea asta că Becali a apărut din Neant, că l-a luat pițurcă de mână, el vindea brânză de oaie în obor la o tarabă și a venit pițurcă pe acolo. O, bă, bună brânză asta, a dat un capac, un șut în cur și a zis, hai mă, Gigi, vină cu mine. Ți-au niște haine frumoase de aici, de la turci, hai să mergem la Steaua. Și că așa a apărut Becali la Steaua în 2001, asta e o minciună, o tâmpenie absolută. Becali îi cunoștea pe absolut toți ăștia. Becali, pe vremea lui Ceaușescu, mergea la Melody, la barul lui Păunescu, unde se făcea striptease și umbla securitatea peste tot, pe unde voia și pe unde nu voia și pe unde erau. Era toată lumea interlopă a Bucureștiului comunist de pe vremea lui Ceaușescu. Avea masă în față la Melody și bălea la dansatoarele alea în țâțele goale. Îl cunoștea pe Păunescu de prin anii 70, Becali. Deci să zici că a apărut așa dintr-o dată și că l-au păcălit niște oameni, asta e o prostie la care doar proștii pun botul. Și na, există un site care se numește doroftei.net, cred, sau .ro, sau .ceva, unde sunt scrise poveștile astea. Da, dacă voi vreți să-i credeți pe aia care nu sunt stare să lege două propoziții coerente, iarăși este dreptul vostru. Așa, prin acest parteneriat se poate păstra CIS-ul actual? Nu se poate păstra CIS-ul actual, pentru că va fi înființată o nouă entitate care va avea un alt certificat de identitate sportivă. Nu văd cum ai putea să păstrezi. Pe CIS-ul actual vor continua să evolueze celelalte secții ale clubului sportiv al Armatei Steaua. Nu văd cum Steaua, CSA Steaua, ar putea să vină într-o această asociere și cu CIS-ul. Și apoi să fie o entitate nouă, un AFC, să aibă CIS-ul Stelei și secțiile celelalte sportive ale Stelei să aibă același CIS pe o altă entitate juridică. Nu, va porni cu un alt certificat de identitate sportivă. De ce Steaua nu are palmaresul făcut de AFC? Păi stai să vedem ce este doamna justiție. Stai să se termine litigiul pe palmares și vedem aici ce se întâmplă. Oamenii cinici și răi ar spune că ai șters emisiunea fiindcă ai vorbit pe șlau și cu nume despre cât de slab sunt jurnaliști sportivi. Da, oamenii cinici și răi ar putea să spună asta, dar nu am putem să vorbim și în emisiunea de azi despre nume și prenume. Chiar nu-mi doream aia să o șterg, nu știu ce s-a întâmplat, sper să nu se mai întâmple de data asta. Am bifat toate alea să se salveze automat după ce se încheie stream-ul. Dacă vrei tu, uite, Mihai Freestyle... Vorbim despre peșlau, despre cât de slabi sunt jurnaliștii sportivi din România când îți dorești, că nu am niciun fel de problemă cu chestia asta. Cum nu e dată o sentință la Curtea de Apel,
ce s-a judecat anul trecut, acum se judecă doar recursul. Păi asta înseamnă un litigiu. Nu știu dacă știi cum funcționează justiția, dar până când nu ai o sentință definitivă, disputa aia juridică este pe rol. De aia nu te condamnă, de aia nu te bagă nimeni la pușcărie dacă ești condamnat în primă instanță, de exemplu. De aia se așteaptă recursul, pentru ca să treacă prin filtrul celei de-a doua judecăți a unei instanțe teoretic superioare și dacă și aia confirmă sentința primei instanțe, atunci intri la pușcărie. Așa se întâmplă în sistemul juridic. Uite, este și MC Conquistador aici. Așa, doroftei.net. Bun, nu înțeleg de ce e rău dacă se face o asociație non-profit în care se asociază Clubul Steaua cu altă entitate care este controlată în totalitate tot de MAPN. Nu se poate? Din câte știu eu, legal nu se poate. Sau nu cred că se poate. Și că mă uitasem la un moment dat dacă MAPN-ul poate să-și înființeze un SRL sau un SA pe care să treacă activitatea secției de fotbal. Și nu prea se putea chestia asta. Să fie invitat Ionuț Chirilă. Da, dacă îl știți pe Ionuț Chirilă, să îi spuneți că este invitatul meu atunci când domnișoara o să fie producător. Identitatea o dă numele, marca și palmaresul, nu CIS-ul. Da, eu sunt de acord cu CIS-ul, n-am zis nimic. Eu tocmai am zis acum 10 minute, cred, că din punctul meu de vedere, dacă viitoarea această mare asociație va beneficia de marca Steaua pe care Clubul Steaua o va pune, o va aduce în asociere într-un fel sau altul, va fi Steaua cu tot ceea ce înseamnă Steaua, conform regulilor actuale. Confunzi apelul cu fondul, la fond nu sunt definitive, la apel sunt, recursul e o cale extraordinară de atac. Ok, bine, să zici, confund eu chestiile, dar tot ai un litigiu pe rol. Sentința aia cu... Mă rog, este o acțiune în constatare, nici măcar nu este un proces propriu zis, dar câtă vreme este pe rol, nu. Din punctul meu de vedere, să dau în chestii grădinărești, nu este tranșată chestia aia. Haide că acum o să vă pună fratele vostru ăla de mit, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Stai să văd dacă și este treaba asta. Bun, avem o dată asta. Sper că este ce trebuie. Și dacă vrea cineva să intervină să povestim strict pe treaba asta, încerc să facem treaba aceasta. După aia vorbim și despre ce a zis domnul Talpan astăzi și despre dezvăluirile pe care le-a făcut domnul Talpan în cursul zilei de astăzi. Asta e să văd, parcă aici era, da? Uite, fratele vostru vă așteaptă aici pe MEET. Dacă vrea vreunul dintre voi să intre, o să-mi dau, cât îmi dau? E și 25, 2 minute, dacă vrea cineva să intre, este binevenit. Dacă nu, trecem la partea a doua, la segmentul al doilea al emisiunii, care vorbim despre ce a zis domnul Talpan. Uite, domnul Valentin Dincă vrea să intre în direct. Stai să văd dacă mă aud, se aude fratele vostru. Așa, hai, salut! Dacă te conectezi. Acum eu te aud, da. Sper că te aude și restul lumii. Zic dacă s-a de televizorul prea tare, să dau mai ce. Bă, nu, eu te aud bine. Te aud, să știi că ești în direct ca paseară. Nu am făcut ce a zis Adrian de la Steaua Liberă, ci la fel, deci la te auzi un pic mai încet. Vorbește mai tare dacă vrei tu. Da, o să vorbesc mai tare. Dar mă rog, ar trebui să fie ok, nu trebuie să fie probleme. Mhm. Așa, eu nu te ascult pe tine. Păi asta vreau să spun legat de ce s-a întâmplat azi, mă rog, schimbarea regulamentului la Steaua, regulamentul de funcționare și organizare. Pentru mine nu vine ca o noutate asta și nu vine ca, nu știu, ceva wow, un cutremur, cum a fost anunțat de suporterii Stelei, pentru că s-a mai întâmplat deja treaba asta cu acel AFC al lui Păunescu. Adică, exact. Din câte știu eu, și regulamentul vechi al Stelei permitea o astfel de asociere. Așa știam și eu, să știi. Așa știam și eu, că și regulamentul vechi. Așa nu pot să aplică o noutate asta cu o surpriză, chiar nu înțeleg. Dar este făcută, este o chestie făcută acum cu acest obiectiv clar, așa cum scrie în nou regulamentul actualizat al Clubului Steaua, de a se asocia în vederea realizării performanțelor sportive, sau ce scrie acolo. Păi și bun, până acum nu se putea face treaba asta, că regulamentul vechi permitea și el acest lucru.
Dar probabil că nu era specificat foarte clar în regulamentul vechi. Nu știu, și mi se pare atât de puțin important dacă și regulamentul vechi permitea. Mi se pare că ăsta este doar o chestie care dă apă la moară unei eventuale, nici nu știu cum să-i spun, asocieri, unei eventuale... Să știi că contează și aspectul ăsta dacă permitea vechiul regulament, pentru că dacă permitea, ce s-a întâmplat azi a fost doar praf în ochi. Ca o, cum să zic, ca ultima strigare a lui Dâncu, înainte să fie îndepărtat de la conducere. Pentru că mi-a expirat azi mandatul, nu? Lui Dâncu, știu. Parcă ieri a preluat ăla, domnul Înger. Adică un fel de cântec de lebă, dar lui Dâncu nu zic că n-a făcut nimic pentru Steaua. Cred eu că e doar praful în ochi. Acum nu știu dacă... Așa mi se pare și mie. Nu știu exact dacă regulamentul precedent... Nu știu când a fost schimbat regulamentul, apropo de... Ultimul știu că a fost în 2013. Nu știu dacă s-a mai schimbat ceva semnificativ de atunci. Cred că au mai fost modificări, inclusiv... Da, inclusiv în 2017 cred că au mai fost modificări, dar nu știu dacă s-a lucrat și pe ideea asta de cum se poate face efectiv un parteneriat. Și ar trebui, uite, să le explicăm oamenilor, pentru cei care nu se pricep foarte tare în treaba asta, cum funcționează, de fapt, asocierea asta. La finalul campionatului, Clubul Sportiv Adamantul Steaua va fi dezafiliat de la federație, iar în locul său va fi afiliat, direct în Liga a doua, acest nou club, această nouă asociație, care, mă rog, să vedem cum se va numi, iar această asociație, practic, va beneficia de dreptul Stelei la nume și marcă. Da. Legat de chestiunea cu palmaresul, intrăm iar în zona aceea gri, conform Curții de Apel București din acel dosar privind palmaresul Stelei, o asociație cu personalitate juridică distinctă de cea a Stelei nu va putea beneficia de dreptul la palmares al acesteia. Ăsta este punctul de vedere al Curții de Apel București. Uite, eu pot să fiu de acord cu tine, dar dacă asta se întâmplă, înseamnă că niciuna dintre echipele astea nou apărute, niciun Rapid, Craiova, FC Argeș, UTA și Cluj, care mai sunt prin Liga 1 acum, nu beneficiază de palmaresul istoric. Eu așa le văd, eu așa percep treaba asta, pentru că, până la urmă, e și o logică elementară, adică gândește, ai o echipă înființată în 2016, nu poți să pretinzi că ai luat titlul în 2001, spre exemplu, că tu atunci ai apărut în 2016, adică, s-a inventat mașina timpului și nu știu eu. Nu s-a inventat mașina timpului. Tu, apropo de această mult discutată continuitate sportivă, tu, practic, acum chiar continui activitatea, pentru că deținătorul brandului, care deține automat și palmaresul, îți permite să folosești acest brand și implicit palmaresul său. Și, practic, să contribui la palmaresul acelui brand. Da, vezi că, uite, Curtea de Apel București nu e de aceeași părere. Da, da. În decizia respectivă a statuat că palmaresul nu este inclus în brand. E, nu știu cum s-a exprimat ei de la judecătorie, că e, nu știu, element intrinsec, nu are valoare patrimonială, ceva de genul, știi? Adică nu poate fi inclus în acest transfer de brand. Eu aștept să văd cum o să se termine litigiul ăsta pentru palmares și care o să fie motivarea. Pentru că atunci fie se schimbă reglementările astea după care se ghidează în prezent FRF și LPF în recunoașterea sau nerecunoașterea palmaresului și, așa cum ziceam, toate echipele astea apărute după falimente o să își piardă palmaresul istoric, fie curtea de apel sau cine judecă acum o să zică, bă, ne-am cam înșelat și palmaresul este inclus în marcă. FRF cumva are și un interes să propage treaba asta că echipele astea noi au palmaresul, pentru că așa atrag suporteri, așa atrag audiențe, adică dacă ar spune că Rapid nu e Rapid, Ucluj nu e Ucluj, Petrolul nu e Petrolul, poate că lumea n-ar fi așa interesată să vină la meciuri, să se uite la televizor. Eu sunt complet de acord, dar FRF are datoria ca în primul rând să fie în cadru legal, să acționeze în cadru legal, să nu mintă. Dar acolo așa, în 2003 nu prea s-a ajutat cadru legal, când a fost înființat pe FCSB-ul direct în Liga 1. Asta am spus de mai multe ori. Așa și acum, asociația asta nouă care va fi înființată de Steaua, se va afilia direct în Liga 2. Ce regulament în lumea asta permite așa ceva? Un club nou se înființează Liga 4. Păi regulamentele FRF, că în momentul în care tu ești deja în orice ligă, pentru că s-a întâmplat asta și la Liga 1, și îți cedezi activitatea către o altă entitate, cu acordul tău, bineînțeles, noua entitate preia locul în campionat. Așa cum s-a întâmplat cu AFC-ul în 98, de exemplu. Da. Bun, dacă s-a întâmplat în trecut, nu înseamnă că e și normal să se întâmple. Da, asta ține iarăși de reglementările și de regulile FRF. Asta spun. Uite, cineva, se zice, nu știu, Concordia Chiajna sau altă echipă din Liga 2, ar putea să meargă la ta să spună, păi stai un pic, cum îi permiți să fițeze o echipă în Liga 2? Adică,
Înțelegi la ce mă refer? Da, nu da. E fair pentru alte echipe, nu știu, așa o văd. Da, așa s-a întâmplat cu Craiova, așa s-a întâmplat cu toate echipele care și-au schimbat. Da, da, s-a întâmplat cu FC Argeș și în Liga a doua, când le-au lăsat să promoveze. Da, dar astea sunt, uite, poate chestia asta juridică a Stelei de acum și toate bătăliile astea vor duce într-un final la schimbarea regulamentelor FLF și la actualizarea lor și a le face mai normale. Tot explică cineva că e diferență de ce s-a întâmplat în 98 și ce se poate întâmpla acum. Care e diferența? Da, nici eu nu sunt de acord că e vreo diferență. Mi se pare că este aceeași... Același lucru să fie și nu neapărat la faptul că o să vină cineva neapărat rău intenționat, că nu merg pe principiul ăsta că o să vină cineva care o să facă și o să fure și o să dreagă, ci din nou, mi se pare că performanța o să lipsească complet. Cadrul legal. Și atunci era cadrul legal. Citiți protocolul dintre Steaua și AFC. Și atunci regulamentele Stelei permiteau astfel de asocieri. Ce s-a întâmplat în 98 a fost legal. Adică nu s-a călcat nicio lege. Bun, că AFC-ul n-a fost Steaua, e partea a doua. Dar nu s-a călcat nicio lege. Și nici regulamentele FNF probabil că nu s-au călcat la vremea respectivă, pentru că, din câte știu, atunci se putea face această tranzacție de locuri în Liga 1. Acum nu se mai poate decât la Liga 2. În Liga 1 nu se mai poate. Ce s-a întâmplat în 98 este la limita penalului, din punctul meu de vedere, apropo de cedarea de active către o entitate pe care clubul Steaua nu o controla. Practic, clubul Steaua, așa cum s-a dus către asociația lui Păunescu și a dat lotul de jucători și locul în Liga 1, putea să vină către asociația blocului în care stau eu și să zică, ia uitați aici, avem un lot de jucători cu o valoare estimată la 20 de milioane de dolari sau cât avea valoarea aia, avem un loc în Liga 1, îl vreți voi? Dar și... se pare că totuși Steaua controla FC-ul. Nu controla. Parcă din 2000 s-a ieșit de sub. Nu controla absolut nimic. Avea niște membri în ăla de conducere, dar asta nu înseamnă că avea controlul. Nu exista nicio prevedere în regulamentul de organizare internă sau cum se numește ăla al AFC-ului, care să fi permis clubului Steaua un drept de veto pe decizii sau ceva. Nu. Pur și simplu clubul Steaua avea niște reprezentanți în organismul de conducere, care nu mai știu cum se numea. Uite, și mai pun o chestie interesantă, de ce cred eu că n-ar fi în favoarea Stelei să zică pe treaba asta cu asocierea, dacă s-ar întâmpla treaba asta și spune că da, o echipă care are brandul Steaua, e Steaua și are palmaresul Stelei. Uh-huh. Acum vine cu întrebarea, ce se întâmplă cu palmaresul 2003-2014? Pentru că în acea perioadă FCSB avea brandul Steaua. Aici, din punctul meu de vedere, eu am mai zis asta, sau mă rog, am mai scris asta, că nu eram vedetă pe YouTube înainte, palmaresul ar trebui să vină la Steaua, pentru că așa cum FCSB a furat, a clonat brandul Steaua și s-a folosit de brandul Steaua, ar trebui ca toate performanțele realizate sub brandul Steaua să fie incluse în brandul Steaua. Și FCSB ar putea să spune, păi n-a fost realizată de Steaua, a fost realizată de noi. Păi nu, da, dar a fost realizată de ei în timp ce ei au furat brandul Steaua. E ca și cum, iarăși, e un exemplu absolut stupid de ăsta cu mașina, dar e ca și cum aș fura eu acum o mașină, merg cu ea un an de zile și când mă prinde poliția și o returnează proprietarul, îi zice proprietarul, a, păi stai așa că nu știu cine a făcut kilometrii ăștia. Bă, eu am făcut, dar mașina este a ta, kilometrii sunt înregistrați în computerul de bord al mașinii. Nu contează cine a condus-o. Dacă eu am furat mașina, nu înseamnă că mașina aia cu acel număr de înmatriculare n-a circulat pe drumuri. Da, nu știu că e absolut stupid de exemplu, da, și e doar punctul meu de vedere ăsta, nu înseamnă că așa trebuie să fie. Da, știu, da, nu sunt de acord cu asta. Eu spun așa, că palmaresul ar trebui să meargă la clubul care l-a realizat. Adică, bun, FCSB-ul, cine a jucat în Liga 1 între 2003 și 2014? FCSB-ul. Bun, nu mai contează ce marcă folosea, ce nu folosea, ei au jucat acolo, palmaresul să meargă. Dar stai, că uite, contează că dacă procesul pentru prejudiciu o să certifice acel prejudiciu, cum să nu conteze? Înseamnă că FCSB a folosit marca Steaua, cu sau fără drept, evident, în mod ilegal, și toate performanțele realizate de entitatea care a folosit marca Steaua, pentru care o să se plătească, la un moment dat, să sperăm, prejudiciu sau suma de bani destinată închirierii mărcii Steaua, face ca toate performanțele realizate în timpul utilizării mărcii Steaua să revină mărcii Steaua, brandului Steaua. La mărcii, dar da. Palmaresul n-ai cum să-l iei, pentru că Steaua n-a fost pe teren în perioada aia. Și uite, îți mai dau un exemplu legat de scandalul Calciopoli, când în 2005, dacă nu mă știu, sau 2006, lui Juventus s-a retras acel titlu.
Eu nu sunt de acord cu treaba asta. N-ai cum să retragi un titlu, n-ai cum să schimbi istoria. Pentru dar s-a întâmplat. La Juventus. Da, da, dar s-a întâmplat. Da, știu, da. Mi se pare că e împotriva logicii și a legii firii. Nu poți să schimbi istoria, s-a întâmplat, bun. Le dai amendă, e exclus din serie A, îi faci în serie B, dar nu poți să le iei un titlu. Pentru că oamenii l-au câștigat. Cine l-a câștigat atunci dacă nu Juventus? La Calciopoli a zis că l-au câștigat arbitrii, că dacă e iarăși chestia sportivă, că dacă cum se retrage medalia la Olimpiadă, că dacă n-ai fi concurat dopat, nu câștigai aurul și de-aia îți retrag aurul de la Olimpiadă. Da, știu, dar nu sunt de acord cu treaba asta, nu știu, așa poate percepe diferit. Aici, mă rog, e și chestie de subiectivitate. Da, e clar, asta este chestie de nuanță și doar niște instanțe ar trebui să tranșeze într-un fel sau altul disputa asta. Instanțele tranșează diferit. Uite, să-ți dau un exemplu în litigiul dintre CSU Craiova și FC Craiova. Instanța, mi se pare că Curtea de Apel Timișoara 2018, a stabilit că niciuna dintre cele două n-are palmaresul Universității Craiova. În schimb, o altă instanță, mi se pare că la Tribunalul Dolj și ceva de genul, a dat palmaresul 91-2013 către societatea din faliment a lui Mitelu. De acum cea care e faliment. Vezi? Și instanțele judecă diferit spețele astea, pentru că, repet, ține de percepția ta ca om. Da, dar asta nu trebuie să țină de percepția mea ca om, că eu pot să am o percepție greșită sau eu pot să țin cu o echipă și să judec în... Tu trebuie să judeci, tu, mă rog, instanță, tu judecător, trebuie să judeci după anumite reglementări aflate în vigoare. Aici vreau să ajung. Dreptul la palmares nu este reglementat legal în România, din păcate. Păi uite, poate ar trebui... E, dar la noi nu e. Poate este un moment în care ar trebui inclusiv asta, să meargă discuția în Parlament, să se legifereze inclusiv asta, prin legea sportului când se schimbă. Ce se întâmplă, domne, cu palmaresul când se întâmplă diverse chestii? Când se mută marca de pe o entitate pe alta, când se înființează, când se fură mărci, când se una alta. Poate ar trebui să întâmple și asta. Da, ar trebui reglementat dreptul la palmares. Cum, din câte am înțeles, nu știu sigur, ar fi în Franța. La noi nu e. De-aia se ajunge la discuția asta. Cine e X, cine e Y? E o problemă. Uite, eu aș vrea să-l întreb pe Ninterol, sau cum se numește, nu știu dacă ți-am pus nickname-ul. CSA nu a înființat AFC în 2098, nou articol din regulament permite Stelei să fie parte dintr-o eventuală asociere, dar nu mi se pare că spui nimic, ok, dacă Steaua n-a înființat AFC în 98 și așa este, că l-a înființat pe UNESCO, mi se pare, dar s-a asociat acolo, cu ce este diferit acum când zici că nou regulament permite Stelei să se asocieze într-o eventuală asociere? Că mi se pare că e la fel, este zice același lucru. Aspirila, sau sper să nu fi pocit și eu numele, spune că, mă rog, sugerează că FCSB nu are palmaresul 2003-2017 pentru că a fost respinsă o cerere conexă. Greșești și spui de ce. Pentru că n-ai citit, probabil, integral motivarea Curții de Apel București din dosarul pentru palmaresul Stelei. Acolo, pe la sfârșit, se spune că instanța nu s-a pronunțat în acel palmares pentru că n-a fost investită cu aceste drepturi. Dar nu, iarăși asta, mi se pare că o să mergem într-o dispută din asta juridică fără oprire, pentru că, din câte știu eu, iarăși, fără să fiu virgin și avocat, o instanță inferioară, cum este Curtea de Apel București, nu are atribuții în a decide dacă o instanță superioară, cum este ICCJ, are sau nu dreptul să se pronunțe într-o speță. Da. Pentru că ICCJ este instanța superioară aici și nu poate să vină, așa cum nu poate să vină Tribunalul București să zică dacă Curtea de Apel București are sau nu competențe pe anumite speță. Că așa funcționează ierarhizarea în justiție. Da, eu știu, eu înțeleg ce spui, dar eu citesc din motivarea... Da, de acord. Ei așa au spus, că nu au fost investiți să se pronunțe pentru acel palmares. Ei au fost investiți să se pronunțe doar pentru palmaresul... Da. Dar pe de altă parte, uite, acum ai niște decizii care sunt contradictorii, pentru că decizia ICCJ din 2014 zice destul de clar la un moment dat că palmaresul este inclus în marcă, fără a preciza palmaresul împărțit, neîmpărțit, cum. Ci pur și simplu, aia judecătorii de la ICCJ zic că palmaresul este inclus în ceea ce înseamnă marca unui club sportiv. Da, dar și decizia, nu știu, acolo decizia a fost pentru marca, adică procesul așa, pentru asta s-a judecat, pentru marca Steaua. ICCJ nu avea niciun drept să se pronunțe asupra palmaresului, pentru că nu ăsta era sportul. Dar nu s-a pronunțat. N-a zis, ICCJ n-a zis că palmaresul este al lui X sau lui Y, ci a zis că palmaresul este inclus în marcă, la modul general. Brandul unei entități sportive include și palmaresul acelei entități sportive. Asta a zis. N-a zis că Steaua are palmaresul, că FCSB n-are sau ceva de genul. Sau n-a fost o referire strictă, ci a fost o stabilire a cadrului legal, dacă vrei. Am citit motivarea, dar
eu tind totuși să dau mai mult credit curții de apel București, pentru că litigiul a fost strict pentru Palmares atunci și a fost pentru marca, a fost pentru altceva și, mă rog, ICCJ-ul s-a pronunțat între ghilimele și pe această speță, dar aici, la curtea de apel București, exact ăsta a fost scopul litigiului, dreptul la Palmares, la cine e? Ori la Steaua, ori la FCSB. Da, ți-am zis, discuția asta poate să fie o din aia fără sfârșit, vedem ce o să fie când se termină, pentru că iarăși, acțiunea în constatare nu este ca un litigiu comercial, cum a fost ăla pe anularea mărcii clonate. Acțiunea în constatare este iarăși o înierarhizare a litigiilor comerciale din drept, este destul de jos în ierarhie. Și nu știu dacă un litigiu, o acțiune în constatare, are putere de jurisprudență, dar da, asta este o discuție pe care nu știu să o port. Și acum doar mi-aș da cu părerea și zice cum mi se pare mie, fără să am niciun fel de pregătire juridică. Deci nu are nicio relevanță ce cred eu. Vedem când se termină. Tot există oamenii în chat că FCSB nu are Palmares. De ce nu ar avea Palmares? Ce, eu fantom? Eu strigoi? Eu, din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, eu sunt de acord. Nu că nu are Palmares, ci că Palmaresul sau rezultatele sportive făcute atunci când ei au folosit brandul ăla clonat, furat al Stelei, ar trebui să fie asociate brandului. Deci, în ce ai spus, dar oamenii spun că FCSB nu are Palmares deloc. Nu, FCSB are, da, de când și-au schimbat numele, siguranță au Palmares. E stafie, ce? Deci joacă degeaba. Așa, stai așa, că văd aici că CSA Steaua, tot clubul, poate fi parte din eventuală asociație. Nu înseamnă că este și soluția cea mai bună. Păi așa a fost și data trecută. În 98 nu a fost, pentru că doar clubul sportiv al Armatei Steaua are identitate juridică. Secțiile sportive ale clubului n-au identitate juridică. Secția de handbal a Stelei nu se poate asocia de una singură într-o orice entitate juridică vrei tu cu cineva. Lumea nu înțelege aspectul ăsta. În Liga a doua joacă clubul Steaua, nu secția de fotbal. Exact. La handbal la fel, la basket la fel. Exact, da, 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 da. Clubul se asociază, nu secția, pentru că secția nu are cum. Departament, nu știu cum să te explic, ca la vulcanizare, departamentul de umflat roți, departamentul de schimbat jante, ceva de genul. Adică da. E o împărțire a clubului. Dar așa funcționează. Asta este clar, că secțiile sportive ale Stelei și ale oricărui club sportiv din România nu au personalitate juridică. Nu există fotbal Steaua cu identitate juridică separată în cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua. Există clubul sportiv al Armatei Steaua cu acel CIS, că tot este mare discuție despre CIS, de zici că am descoperit America de când s-au descoperit certificatele de identitate sportivă, care are mai multe ramuri. Dar într-o asociere, clubul sportiv al Armatei pe de-a întregul se asociază cu o diferită entitate pe acea ramură sportivă. Mai venise cineva azi cu o propunere, nu îi dau numele că n-am acordului, deși... Așa. Părata, mă rog, nu intrăm în detalii. Venise cineva cu o propunere azi, nu mai știu dacă pe asta 47 sau pe Steaua Liberă, legat de o posibilă variantă pentru Steaua, conform căreia Steaua s-ar putea transforma într-o societate pe acțiuni. Și băiatul e în eroare, pentru că, ce să vezi, nu există cadrul legal pentru o instituție publică, așa cum este Steaua, să se transforme într-o societate pe acțiuni. Pur și simplu nu se poate. Da, Steaua poate ființa societăți pe acțiuni, dar nu se poate transforma ea. Nu. Nu e cadrul legal pentru așa ceva. Poate face, uite, cum este unul dintre cele mai potrivite exemple, că nu este cel mai potrivit, FC Voluntari. Echipă deținută în proporție de 100% de Primăria Voluntari, care a înființat o societate pe acțiuni, și care are ca acționari, cred că primăria și încă o firmă care este controlată de primărie. De asta, poate ființa o societate pe acțiuni. Deci, dacă asta, apropo de marile reguli ale FRF-ului, care zice că nu trebuie să fii entitate, nu știu, finanțată din bani publici, dar poți să fii entitate finanțată din bani publici dacă ai altă organizare. Nu-mi confunzi, pentru că FRF-ul nu spune nicăieri în regulamentul de licențiere că un club din Liga 1 trebuie să fie finanțat din bani privați. Nu. Ce interzice FRF-ul de altfel? FRF-ul interzice exclusiv această formă de organizare instituție publică. De fapt, nu exclude, m-am explicat de greșit, permite în Liga 1 doar două forme de organizare. Societatea pe acțiuni
sau asociație prosco-patrimonială. Iar regulamentul ăsta a fost schimbat, cred că în 2017 sau 18 sau 16. Da, 2016, 17, 18, atunci a fost introdus, a fost introdusă chestia asta. Da, uite, FCSB-ul, cum e societatea de acțiuni, CFR, Rapid, societatea de acțiuni, UTA, Arad, FCR, deci asociație prosco-patrimonială. Dar asta nu permite FRP-ul și alte forme de organizare ligate. Nu știm. Deci asta a fost cu dedicație pentru Steaua, evident. Pentru că nu mai este nicio altă entitate în situația asta. Ar fi teoretic CS Dinamo dacă va urca și ea în Liga 2. Dar nu au niciun obiectiv oamenii să facă treaba asta. Fiind 3 Dinamo și un cu marca împărțită în 3 cumva, sau măcar dreptul de folosire al mărcii împărțit în 3, n-au nicio intenție să facă treaba asta aia de la Dinamo. Dar nu știu exact care e scopul acelui club, de ce și-a reactivat secția de fotbal. E o nebuloasă acolo, nu intrăm în detalii că ne pierdem. Pentru că e tot o presiune pusă pe FC Lotus ăștia din Liga 2. Da, probabil că se așteaptă ca mai devreme sau mai târziu să intre în faliment FC Dinamo 1948 și să continue cumva activitatea sportivă. Deși, repet, va întâmpina aceeași problemă ca și la Steaua, acest regulament de licențiere. Da, acolo cu siguranță va merge mult mai smooth asocierea cu echipa lui Badea. Văd că nici aia nu prea are niciun obiectiv, că văd că de 5 ani de când s-a reînființat, e în Liga 4. Păi nu, obiectivul ei este să existe. A. Este să existe pentru că atunci când se întâmplă diferite chestii, să se poată asocia și să preia... Dacă ăștia de la Dinamo sunt în Liga 3 acum, nu? Ce se da? Dacă promovează în Liga 2 și FC Lotus o să dispară, pentru că n-au cum să scape de datoriile alea, adică poveștile alea cu vin investitorii, salvează, cine vine să bage bani într-un mort, să fim serioși, când o să falimenteze ăia, CS Dinamo probabil o să fie în Liga 2, că nu cred că o să aibă mari probleme prin Liga 3, și atunci o să se asocieze cu ceea ce înseamnă Badea, poate cine mai vine pe lângă Badea, au venit tot oamenii ăia, care au fost și mai devreme și gata. Da, Victor Vițur, că uite acum te fac pe tine moderator, dacă omul meu nu lucrează, bagă tu, ocupă-te de ce, te rog frumos. Și apropo de discuția aia, Florin Tampan, ai spus că vrei să spui mai multe detalii, dar vreau să dau și eu ceva înainte să continui. Da, mi se pare că a spus o aberație aia cu generalia ta Steaua, pentru că se lasă loc de interpretări. Acum o să vină suportul interjecției și o să spună, uite ce a spus Tampan. Generalii au dat Steaua lui Becali. Atunci, pe CSB-ul, de ce nu e Steaua? Da, da. Aici, uite, pot să fiu de acord cu tine. Pentru că n-a dus-o până la capăt. N-a explicat-o până la capăt. Care este treaba cu generalii și... Probabil că se referea la marca Steaua, nu la Steaua în sine ca și club. Marca Steaua, la da, marca și la echipă, la lotul de jucători. Iarăși, în 98 a fost una dintre cele mai mari ciordeli din istoria sportului românesc. Era cel mai valoros lot din fotbalul românesc ăla al Stelei, care a fost dat gratis. Acum, fie vorba între noi, știu că o să supăr pe aia de unul, probabil și pe suportei Lucea, dar părerea mea așa între noi e că și Talpan a avut totuși o contribuție la tot acest scandal și spun și de ce cred asta. Pentru că oricât de mult ar spune oamenii că bă, n-am, nu-i adevărat sau a fost cu alte scopuri, Florin Talpan venea la meciurile FCSB-ului în Ghencea și privea din lojă. Așa. În 2014, dacă ține minte bine după acel scandal, mă rog, când acel episod trece gazde, inclusiv Florin Talpan a dat un interviu la Sport.ro, dacă rămășesc, sau la CSP, în care sugera că FCSB-ul poate să vină la negocieri pentru continuarea acestui acord cu marca. Adică, da, mă, dar vezi că astea sunt chestii scoase din context, pentru că povestea nu este imaginea de ansamblu. Talpan, de exemplu, a început demersurile astea pentru recuperarea mărcii, pentru anularea ciordelii de acolo, de prin 2007 sau 2008, dacă știu eu, parcă atunci au început primele demersuri juridice. După care, fiind sub comanda directă a domnului de tristă amintire Boroi, el cumva repeta foarte mult din ce îi transmitea comandantul lui pe linie directă. Dacă Boroi voia ca, obiectivul lui Boroi era ca FCSB să negocieze cumpărarea sau whatever, închirierea mărcii Steaua, el, în calitate de consilier juridic al clubului Steaua, nu putea să vină să zică, eu nu-i dau marca lui Becali sau nu-i dau marca lui FCSB. El a transmis ce a zis comandantul. Ok, clubul X sau cum se numea, FC Gazde, whatever,
este așteptat la negocieri să discută, să se discute dacă sau în ce condiții poate prelua marca. Asta nu înseamnă că Talpan îi dădea marca lui Becali, că Talpan nici n-ar fi putut, n-ar fi avut nicio putere să dea el cu de la sine putere marca cuiva, lui Becali sau oricui al cuiva. Iar faptul că a fost pe stadion în Ghencea, iarăși este o prostie colosală scoasă din context. Da, normal că a fost, sunt foarte mulți oameni care au fost păcăliți de acea ciordeală din 2003, când a fost clonată identitatea stelei. Foarte mulți oameni au fost păcăliți și Talpan nu este supraom, nu este unul care deține adevărul absolut și care ar fi trebuit, nu știu, să știe mai bine sau whatever. Până când... Nu neapărat de acord aici, îi spun și așa. Pentru că Florin Talpan a fost la meciul FCSB Dinamo Kiev, de după decizia Curții Supreme în 2004 legat de anularea mărcii, când a făcut și acea poză cu Didi Prodan, cu regretatul Didi Prodan. Și stau și mă întreb, și uite, noi că nu că mai țăr veni prea tare, dar chestiile astea dau apă la moară, știi? Și lumea se întreabă, de ce a fost Florin Talpan la acel meci, când FCSB-ul deja pierduse marca Steaua? Cu ce scop a fost acolo? Da, mă, poate s-a dus să vadă Dinamo Kiev, e treaba omului, nu? Nu s-a dus... La răstere, la gând. Da, mă, dar tocmai, dar nu s-a dus în calitate de reprezentant al clubului Steaua, invitat în calitate oficială la loja acolo ca să mănânce pișcoturi sau ceva. Înțeleg ce spui, da. Înțeleg și ce vreau să spun, că aceste chestii dau cumva apă la moară? Înțeleg că dau apă la moară, dar dau apă la moară nu știu dacă ești foarte rău intenționat sau foarte prost. Nu, că n-ai cum. Omul s-a dus, poate, băi, e posibil să țină cu FCSB, habar n-am, nici nu mă interesează. Poate Talpan ține cu FCSB. Sau poate ține atunci. Este absolut irelevant față de activitatea lui de acum. Sau de activitatea lui de când a ajuns în clubul Steaua și până acum. Aiurea nu o să intri. Acum o să intri după ce termin cu Valentin. Că am zis că da, nu o să mai intre. Am adăugat și la te-a adăugat. Mai să-mi spații să vorbească. Îți mulțumesc pentru invitație și ne mai auzim. Ok, ne mai auzim. Mersi mult că ai intervenit. Salut! Gata. Domnul Aiurea, ești și tu în direct aici, alături de noi. Da, aș vrea să vorbești. Dacă nu vorbești, o să te dau afară, că se aude un fâșit dubios. Salut, mă auziți? Da, eu te aud. Și presupun că te aude și lumea. Da. Da. În primul rând, vreau să-l felicit pe Vadim. A ținut piept cu brio aseară unul. Provocări ziaristice, ca să zic așa. Ok. Când a fost la noi? Că nu știu, no. Nu l-a provocat nimeni. Pe el este ce vorbesc. Ok. Bine. Și dacă o ține tot așa și vă că e stare să ascultă toate părerile. E pe drumul cel bun, zic. Nu trebuie să fie influențată nicio culoare. Eu nu o să vă rețin mult că sunt încă pe drum. M-am dus să susțin CSA Steaua. Așa. Le place lor să spună și, din păcate, ca să ajung la otopeni, e mai greu. Da. Atâta, vreau să-l felicit pe Vali. Bun, perfect. La public, ca să înțeleagă. Perfect, astea sunt chestiile voastre, dar mă bucur, uite, că-l susții. Și și-mi trece profesorul, să știi. Da. Băi, să fie mă sănătos, să fie sănătos. Și profesori. Bine, 4 ani, ca să zic. Bun, hai, salut și rămâi alături de noi cât poți să ne mai asculti. Hai, ne auzim, pa. Salut, salut. Bun, hai să trecem iarăși să mă și văd. Gata, să dăm jos chestiile de DJ. Și acum să mergem la ce a zis domnul Talpan Florin astăzi. Și după aia, iarăși, cine vrea să mai intre în direct, să mai povestim despre chestia asta, mai vedem. Bun. Domnul Talpan a zis mai multe chestii în cursul zilei de astăzi și o să... Cred că selectez câteva dintre ele, că nu o să le pot pe toate, că au fost mai multe apariții, cumva separate, dar în care a spus diferite chestii foarte importante și foarte grave, dacă mă întrebați pe mine. Știu că nu mă întreabă nimeni, dar eu oricum vreau să zic. Deci... La ieșirea de la tribunal, unde a fost această mare înfățișare care s-a soldat cu amânare. Zice așa, domnul Talpan, citez.
Noi am depus scrisori primite de MAPN și de Steaua, de la suporterii steliși, care ne reclamă faptul că FCSB nu respectă hotărârile pronunțate de către instanțele de judecată, le sfidează. Am vrut să le depun în fața instanței să vadă și magistrații, a spus Talpan, care s-a declarat dezamăgit de nou termen fixat în proces. Eu îmi doream un termen mai scurt, mai spune Talpan. Asta apropo de minciuna ordinară a băiatului aluia care este avocat și care nu cred că a câștigat vreun proces până acum în toată cariera lui, care a zis că, am citit eu pe undeva astăzi, că Talpan a cerut amânare, că Talpan este bucuros, că nu se judecă mai repede, că nu știu ce. Bă, în momentul în care minți așa și jurnaliștii, nu, uite că nu, zicea cineva că am șters clipul ăla ca să mă ascund de nu știu cine, nu. Ăștia care lucrează prin redacție și au pământ între unghiile de la picioare, între degetele de la picioare și pămălică între dinți, toți proștii ăștia absoluți care preiau minciunile individului ăluia fără să le verifice și nu doar ale individului ăluia, vine omul și zice că Talpan a vrut un termen mai lung, vine Talpan și zice eu n-am vrut un termen mai lung, dar cumva tot ăla are credibilitate, care a mințit și până acum și a scos chestii din context și așa mai departe. Și el este preluat și scos în față că vai, uite, wow, exclusiv bomba sau gola sau uite ce se întâmplă și cum Talpan vrea să amâne. Dacă pe ăștia îi citiți, nu, cu informațiile astea o să le aveți. Bun, deci asta a zis domnul Talpan la ieșire, ulterior, întrebat de diferite chestii, a zis niște lucruri și citez iarăși. Mai avem procese pe rol, eu voi depune toate eforturile pentru a le câștiga, cu toate că am foarte multe persoane, inclusiv din conducerea Ministerului Apărării, care îmi fac numai zile negre. Practic, mi se interzice să depun înscrisuri noi în dosare, să îmi trimit comisii de control, îmi verifică dosarele câștigate că se cheltuiesc bani. Este inadmisibil ca cei din conducerea Ministerului Apărării să nu realizeze importanța acestor dosare pe care eu le-am câștigat. Să câștigi marca și numele Steaua București, practic să readuci Steaua acolo unde a fost, iar acum să trimită comisii de control ca eu să fiu sancționat, să fiu amenințat cu parchetul pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani, îmi pun întrebarea, este trimis la parchet cel care aduce Steaua înapoi, dar nu generalii care au dat Steaua și înalți demnitari, apropo de ce zicea și Valentin această declarație, mi s-a luat sporul pentru lucrări de excepții și acum a mai fost un așa zis comandant Hâncu care mi-a luat la rândul lui din sporul ăsta, dar nu e problemă, Dumnezeu e sus și le vede pe toate. Vreau să spun doar că și cu aceste piedici și rele la adresa mea voi încerca să aduc clubul Steaua acolo unde este locul, dacă eram luat în considerare și mi se dădea posibilitatea să lucrez, Steaua ar fi avut drept de promovare, dar mi se interzic multe lucruri, a spus Talpan, care continuă. Aseară mă gândeam dacă să depun înscrisurile, dar m-am gândit, frate, e munca mea de 20 de ani, nu-mi pot bate joc de ea. Am mers de dimineață și am dat bani de la mine, în jur de 480 de lei, ca să fac aceste copii. Aseară nu aveam cartuși la imprimant, am mers de dimineață la un coleg, l-am rugat să-mi dea cartuși. Este inadmisibil ce se întâmplă în acel club și în Ministerul Apărării Naționale. Nu sunt de profesie xeroxist să mă ocup de lucrurile astea. Cei din conducerea armate au stat 4 luni să-mi verifice mie dosarele câștigate, să-mi reproșeze că s-au făcut prea multe copii color. Asta este armată. Am solicitat să mi se facă o uniformă militară, pentru că mi-e dragă ținuta militară, și nu se găsește stofă. Așa mi-au răspuns de la Clubul Steaua. Asta este armata anului 2022. Această echipă trebuie să promoveze în Liga 1, dacă aș fi fost lăsat, dar nu se vrea. Am solicitat audiență la fostul ministru Dâncu, m-a dus cu zăhărelul că nu are timp și nu m-a primit. Aceea situație cu domnul secretar de stat Bachide, domnul Eduard Bachide, care devine încet încet celebritate. Și a mai zis domnul Talpan și de domnul distinsul, domnul Ciolacul de la Camera Deputaților, care a zis că o să vină el și o să facă și o să rezolve ca un mare macho man politic ce este. Zice domnul Talpan, citez, unde citez? Acum citez, rămân surprins, nu mă bag în declarațiile politice, dar pe domnul Ciolacul l-aș ruga frumos să fie foarte atent când face asemenea declarații. El nu știe că am fost și suntem în continuare în litigiu cu FCSB, se creează o confuzie. Până se rezolvă această problemă, nu este momentul ca FCSB să joace în Ghencea. Acea declarație nu-și are rostul. Practic, se încurajează în continuare nerespectarea hotărârilor instanțelor de judecată și nu este normal. Cam asta este situația și după cum probabil, sau sper că puteți să vedeți și voi,
este destul de tristă. Este destul de tristă situația de la Steaua, în ceea ce îl privește pe Florin Talpan în mod special, dar în ceea ce privește clubul, că tot, se tot caută aceste soluții cât se poate de stupide și cât se poate de nerealiste și cât se poate de lipsite de temei al performanței sportive, pentru că mi se pare că cumva se caută modalități ca Steaua să nu performeze din punct de vedere sportiv, să se ducă în continuare ideea asta că uite, Steaua la armată nu poate performa, că doar domnul Becali sfințit și slăvit fie în numele și statuia de pe muntele Athos, doar el poate să aducă zecile de milioane în România, în conturile lui și ale fiicelor sale, numai, dar despre asta nu mai vorbim, le aduce în România, ca și cum România ar beneficia de ce face ăla. Faptul că Ministerul Apărării folosește, sau nu Ministerul Apărării, că nu știu, nu aș zice instituția, persoane din Ministerul Apărării se folosesc de aceste comisii interne și de organizații interne, organisme interne de control pentru a pune bețe în roate unui om ca Talpan, despre care am spus este singurul de la Steaua care a lucrat și lucrează în beneficiu Stelei. În rest, dacă vă uitați la cine a fost pe la conducerea Stelei în ultimii, nu știu, 20 de ani, de la Boroi, la Petrea, la toți ăștia care s-au perindat pe la conducerea Stelei, toată lumea a lucrat în interes propriu. Talpan este singurul care a fost sancționat pentru că a lucrat pentru Steaua și sancționat nu la modul un avertisment verbal sau pus la colț pe coș de nucă, ci s-au luat bani din salariu. Eu sunt curios câți dintre mari steliști care sunt cu Steaua în suflet și care fac ei sacrificii și nu înțeleg eu unul, că eu sunt ăla care n-are treabă cu galeria și nu înțeleg sacrificiile și whatever spirit de ce mai au ei acolo, câți dintre oamenii ăștia, având familia acasă, având de plătit niște facturi, niște rate și așa mai departe, ar fi de acord ca pentru Steaua să renunțe lunar la 10% din salariu, 15% din salariu, doar pentru că au lucrat în beneficiu Stelei. Câți dintre ei sau dintre voi, dacă sunteți suporteri ai Stelei pe aici, ați fi de acord să ziceți, da, tati, uite, 4 luni de acum încolo, renunț la 10% din salariu, pentru că pentru Steaua, așa cum a făcut Talpan. Sigur, n-a renunțat de bunăvoie, au fost luați, ceea ce este cu atât mai frustrant. Câți dintre voi ați fi de acord să ziceți, băi, eu țin cu Steaua la birou și șeful să vină, ții cu Steaua? Bine, da, te duci la meciuri? Da, mă duci la meciuri. Bine, 3 luni de acum încolo, minus 10% din salariu. De ce? Pentru că ții cu Steaua. Câți dintre voi ați mai continua să lucrați la locul ăla de muncă? Și uite, Talpan, cu toate bubele lui, cu toate problemele lui, cu tot ce are el, Talpan este singurul om din clubul ăla, sau, Brooks, singurul om cu vizibilitate, singurul om cu putere, sort of, de decizie, pentru că și el trebuie să avizeze contractele pe care le încheie Steaua. Singurul om din categoria comandant, șef de secție sportivă, mai era ăla comandant pe performanță și așa mai departe, toate funcțiile astea inventate ca să câștige niște oameni bani, este singurul om din grupul ăsta de conducere, dacă vreți să spunem așa, al Stelei, care lucrează pentru Steaua. Și cu toate astea, el este cel mai hulit om, inclusiv de către suporterii Stelei. Pentru că nu trebuie să uităm că suporterii Stelei, unii dintre suporterii Stelei au fost, s-au opus cu vehemență, cu vehemență din aia cu care unii nu i s-au opus nici măcar lui Becali, atunci când exista discuția ipotetică, nici măcar nu era o chestie concretă, era doar așa o discuție ipotetică despre faptul că Talpan ar putea să fie comandant al Stelei. Și au apărut atunci tot felul de păreri din astea, că nu, că Talpan e prost, că e ahtia după funcții, că nu-i tremură vocea, că n-are costum, că nu poate să-și facă freza așa cum o facem noi și toate din astea. Tot felul de tâmpenii din astea colosale venite, din foarte dureros din punctul meu de vedere, de la niște suporteri care zic că sunt suporteri ai Stelei. Ei au fost primii care au pus bețe în roate și niște bețe în roate apreciabile ca dimensiuni lui Talpan. În acel demers care oricum nu ar fi avut șanse mici de reușită.
Pentru că, na, funcția de comandant al stelei se decide pe linie ierarhică, pe linie politică, până la urmă, în cadrul Ministerului Apărării. Nu este un vot. Nu vin suporterii stelei și zic, băi, noi ne-am decis să-l vrem pe Talpan, și vine Ministrul Apărării oricare, i-ar fi numele și zice, a, ok, au decis suporterii stelei, îl punem pe Talpan comandant, sau pe X sau pe Y. Nu! Dar faptul că nici măcar pentru o astfel de, un astfel de demers ipotetic, un astfel de demers cu puține șanse de reușită, Talpan n-a avut susținerea a 100% dintre suporterii stelei, a avut opoziția a unei părți apreciabile a suporterilor stelei, care l-au desconsiderat, l-au jignit, l-au făcut în toate felurile, lucruri pentru care nu și-au cerut scuze, aș putea să remarc și treaba asta, arată cam care este, din punctul meu de vedere, nivelul suporterului până la urmă. Pentru că dacă tu ai un singur om în clubul ăla care îți lucrează în beneficiul clubului și tu pe ăla te piși, asta spune multe despre tine ca suporter. Ok, vrei să mănânci pișcoturi cu eclere și pișcoturi cu petra, vrei să bei o bere cu hâncu, vrei să nu știu ce, tati, asta iară spune lucruri despre tine ca persoană, ca om, ca entitate care pretinzi că susții steaua. Și cam ăsta a fost rentul din seara asta. O să trec la comentarii, mă scuzați. O să trec la comentarii ca să vedem dacă mai intră cineva în direct. Bun. Da, mai sunt aici, deci lăsați-mă un pic. Așa, și comentarii. Sancho Panza ne întreabă dacă muncim, da, unii am muncit pe zi, nu suntem pe Anglia. Cum ar fi ca cel mai mare fan al FCSB să fie Florin Talpan și de fapt să vrea să pedepsească Ciobanu pentru ce face iubite lui echipe? Din nou, este absolut irelevant ce face Talpan în viața lui privată. Poate să fie fan al celor de la CSA din Brazilia, poate să fie fan al lui Agromeca Gârbiciu, e treaba lui. Important este ce face Talpan, sau mă rog, important pentru Steaua și pentru suporterii Steaua ar trebui să fie doar ce face Talpan în exercitarea funcției de șef al departamentului juridic al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Altceva ce face el în privat, cu ce folos, poate să fie fan Dinamo, poate să fie fan CS Văscăuții din Deal SRL, poate să, nu știu, să se uite la wrestling feminin, treaba lui ce face. N-are absolut nicio relevanță ce face Talpan, la ce meciuri se duce Talpan, cu ce fulare se duce Talpan la gât. Din nou, pentru suporterul Stelei ar trebui să conteze, să primeze doar activitatea lui Talpan în exercitarea funcției de șef al compartimentului sau departamentului, că nici nu știu cum se numește, juridic din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Atât. Atât. Altceva este treaba omului, că toți avem dreptul la viață privată până la urmă. Uite, Sancho Pancea zice că muncește, că trebuie să plătească aici. Bă, atâta zic că pe Revolut nu se vede nimic. Marius Doroftei, n-a văzut emisiunea din partea cealaltă. Ce parte, frații mei? Despre ce vorbim? Emisiunea din partea cealaltă? Ce, suntem pirații din Caraibe aici? A intrat banca lupul noi. Până la urmă e adevărat ce se zice de promovare. Nu știu, Silviu, trebuie să-mi zici ce se zice de promovare, că despre promovare se zic atât de multe chestii încât trebuie să fii foarte specific la ce te referi, că s-ar zice. Cel mai sectorial jurnalist al anului. Așa. Putea adăuga toate plângerile făcute la CNA. Da, putea adăuga, dar ar fi trebuit... Poate și asta ar trebui punctată. Poate unora dintre voi, și că cu siguranță unora dintre proștii ăștia din redacții, li s-ar fi părut amuzant asta, că am dat 480 de lei de la mine ca să xeroxez niște chestii. Bă, 480 de lei sunt 100 de euro, nu este o sumă mare, dar nu este nicio sumă mică, că trăim în România și Talpan nu este Elon Musk să se ducă la Poiana Brașov și să închirieze de capul lui în restaurant. 100 de euro, ok, nu reprezintă o avere, dar să-i dai de la tine, din buzunarul tău, ca să-ți îndeplinești atribuțiile de serviciu, ca să îndeplinești ceva ce ar fi trebuit să-ți fie asigurat, este rușinos și este o umilință. Și apoi, atunci când omul zice eu nu sunt xeroxist, are dreptate, este dita mai colonelul în armata română. Pentru aia care nu știți,
Colonelul este ultimul grad înainte de general. Este ultimul grad de ofițer superior înainte de prima stat de general. Ești ofițer superior în armata română. Ești șef al departamentului juridic al clubului sportiv al armatei Steaua. Și tu trebuie să te duci tu să tragi la Xerox niște, probabil sute, dacă nu mii de file, pentru că clubul pentru care lucrezi și pe care îl aperi nu este în stare să-ți asigure asta? Băi, este rușinos, este umilitor, este, arată nivelul de implicare și de susținere de care beneficiază Talpan sau de care nu beneficiază Talpan în cadrul clubului ăstuia. Asta este problema, de fapt. Nu este că 480 de lei sau 580 de lei sau 1080 de lei sau câți bani ar fi. Păi și 2 lei dacă erau. Tu, clubul Steaua, nu ai cum să-i ceri omului ăla sau oricărui alt om care lucrează pentru tine și în beneficiul tău să dea bani de la el. Că de-aia e bugetul ăla. De-aia îl plătești pe Adi Popa, că mă întorc la Adi Popa și nu este vina lui. Nu, să nu înțelegeți că l-am găsit ca vinovatul de serviciu. Dar de-aia îl plătești pe Adi Popa cu 4.000 de euro pe lună. De-aia îi dai lui Ogăraru 6.000. Ca să ai și 480 de lei pentru omul ăsta, pentru Talpan, când se duce la un proces pentru tine, pentru Steaua, să-și poată printa, mă, niște căcaturi de documente pe care trebuie să le depună. Și că nu le depune pentru el. Nu-și printează cotele de la apometre ca să le pună la întreținere. Își printează niște documente pe care le depune în instanță pentru a susține cauza Stelei. Ori când tu arunci cu niște zeci de mii de euro pe diferite chestii, și susțin chestia asta când arunci, putem să discutăm oricând despre relevanța unor salarii atât de mari cum au Popa, cum au Găraru, cum are Miu, cum au mulți de la Steaua și ăștia sunt ăștia vizibili, ca să nu trecem la colonei care ocupă diferite funcții de conducere și de execuție. Când ai niște mii de euro de aruncat lunar pe oamenii ăștia, bă, îți permiți, mă, să dai niște 500 de lei pentru câteva copii Xerox. Ca altfel arată că tu îți bați joc de singur om care lucrează pentru tine. Stai că iar m-am dus în urmă cu comentariile. Ionuț Lupașcu. Sper că ești Lupașcu și nu Supescu. Bă, nene, cum rezistați să vă uitați la emisiunea Lucată pe PN? Bă, fiecare este liber, mă, să asculte ce vrea, să se uite unde vrea. Lasă-mă oamenii să se uite unde vrea ca să... Că, uite, așa se vede și diferența. Când vine ăla și vă zice că el este mare jurnalist și că face și trece, unii dintre voi poate să sesizați diferența. Full HD, da, cu aparatul de sudură. La următoarea înfățișare le dăm decisiva? Nu cred că o să le dăm decisiva celor de la FCSB. Nu. La următoarea înfățișare, nu, să mai dureze. FC Sporting, Bobești, Leordeni, West Ham, nebunie de meci în Liga Satelor non-Schengen. Cât este scorul? Care e treaba cu Bachide? Am citit și eu niște chestii, nu știu care este treaba cu Bachide. Să ne spună două Bachide care este treaba cu Bachide. Și ce face două Bachide la Steaua? Bachide pentru noi este Boroi 2. Secretar de stat în MAPN, responsabil cu tot ce se întâmplă la clubul Steaua București și, în cel mai important, șeful suprem al lui Becker. Dar domnul Pachide, înțeleg că dacă este secretar de stat, este civilian. Mă rog, măcar la nivel oficial și formal, este civilian. Nu are cum să fie șeful suprem al lui Becker, care domnul Becker este colonel. Și șeful suprem pe linie ierarhică este... șeful statului major al apărării, dacă dăm în chestii din astea regulamentare. Acum nu știu care este relația între domnul Bachide și domnul Becker, dar poate ne spune domnul Becker când vine la emisiune, că ne-a promis că vin. Politicul trimite corpul de control ca să intimideze funcționarii corecți, vezi cazul recorder din anul 2020. Uite, și asta este o idee foarte bună pe care o aduce Florin în discuție, pentru că... Dacă este adevărat ce spune domnul Talpan, și n-am nicio îndoială că este adevărat ce spune domnul Talpan, asta cu corpul sau corpurile de control trimise să-i controleze activitatea din cadrul Ministerului Apărării, bă, avem și o altă problemă, pentru că, ok, pot să înțeleg legitimitatea de a controla activitatea departamentului juridic de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Bă, ok, vrea Ministerul Apărării să vadă ce s-a întâmplat acolo. Nimic de zis, hai, Ministerul Apărării, informează-te ce faci. Dar Ministerul Apărării să vrea să afle doar ce s-a întâmplat acolo? Să nu vrea Ministerul Apărării, de exemplu, să afle ce contracte făcea domnul Petra pentru niște terenuri?
domnul Petre, în calitatea lui de comandant al Clubului Sportiv al Armatei, Steaua București, care făcea niște contracte, nu știu cum erau, că n-a fost trimis corpul de control, cu niște terenuri din astea de sintetice pe acolo. Oare Ministerul Apărării nu vrea să afle chestia asta? Sau Ministerul Apărării nu vrea să afle de ce există niște bugete, poate atât de mari, la Clubul Armatei Steaua București, pe niște secții care nu performează din punct de vedere sportiv? Ar fi interesat, poate, Ministerul Apărării să vadă pe ce se cheltuie banii Ministerului Apărării și de ce nu există performanță sportivă și cine este răspunzător pentru asta? Vă mai amintiți oare de un domn Neagoe care conducea secția de fotbal și despre care nu avea voie nimeni să vorbească pentru că era luat la șuturi în gură, pentru că domnul Neagoe era tatăl cuiva pe care îl cheamă tot Neagoe? Vă amintiți unii dintre voi de chestiile astea? Faptul că de la Ministerul Apărării sunt controlele astea direcționate doar asupra Talpan arată niște chestii. Și poate ar fi cazul ca suporterii steliști, ăia de bună credință și de oriunde ar fi de prin lumea asta, să reacționeze. Poate ar fi cazul ca și suporterii steliști să reacționeze și să arate că și ei online, unde ori fi ei, sunt mulți și reprezintă o voce unitară care trebuie luată în seamă. Dacă vrei să ajungi Steaua, poți doamna la asul lui Mustață. Ziceau că nu e cooperant. Uite, domnul Talpan nu este cooperant. Nici nu trebuie să fie cooperant domnul Talpan. Pentru că domnul Talpan poate să fie controlat, este cadrul legal și regulamentar pentru controlele astea, dar legitim ar fi ca și alții să fie controlați. Și dacă doar domnul Talpan este controlat, înseamnă controlul ăsta direcționat în direcția sa este unul cu tentă. Nu este un control din ăsta justificat. Este unul cu tentă. Și atunci, poate suporterul stelist ar trebui să se întrebe, bă, de ce singurul om de la Steaua care se luptă cu adevărat pentru Steaua este controlat de Ministerul Apărării? Iar ceilalți oameni de la Steaua care se luptă pentru ei și pentru alții nu sunt controlați de Ministerul Apărării. Ce vrea de fapt Ministerul Apărării cu și de la Steaua? Oare ce vrea Ministerul Apărării cu și de la Steaua? Vrem și noi suporterii stelei sau să avem aici un conflict de interese? Așa. Bun. Din păcate, cum a fost umilit azi Talpan la Pro Arena de către Ioana Cosma, eu nu am văzut niciodată un moderator să râdă în așa hal de față cu doi invitați. Păi da, mă, da. Și voi vă uitați la căcaturile astea de emisiuni. Cine am văzut-o vreodată în viața asta? Păi Ioana Cosma, jurnalist. Cine a văzut-o vreodată? Chestia aia când te duci înainte sau după un meci și zici a fost un meci greu și pui ăla microfonul în față, ăla nu este jurnalism, este prostie, este incapabilitate de a face orice pe lumea asta. Și aici trebuie să spun că este și finalul Talpan. Dacă Talpan acceptă să vorbească cu astfel de specimene, trebuie să se aștepte la astfel de reacții. Să se râdă de el în timpul unei emisiuni. Dacă suporterul stelist se uită la astfel de emisiuni și face rating unor astfel de emisiuni, suporterul stelist să-și asume faptul că individe ca Ioana Cosma o să rămână pe post, că emisiuni ca emisiunea respectivă o să rămână pe post, pentru că nu așa, are audiență, toată lumea se uită, toată lumea comentează, toată lumea vorbește. Este acest cerc vicios care nu poate fi întrerupt decât brutal. Cercul ăsta nu poate fi întrerupt decât rupându-se cercul. Și nu poți să rupi cercul decât refuzând să mai consumi astfel de conținut. George Petre ne zice că el nu va susține un nou club înființat în 2022, nu vreau să mai aud a preluat, a continuat și alte prostii, nu o să ducă nimeni lipsa, sigur veți găsi niște FCSB și dorniți să susțină noua FC. Uite, uite, o părere cu care pot să rezonez destul de mult. Dar mă rog, eu de fapt n-am problemă cu un nou club, am o problemă, problema mea, dacă mă întrebați și iarăși nu mă întreabă nimeni, dar vreau să zic care este problema mea, este cu modul ăsta de asociere în vederea lipsei de performanță într-un non-profit, care va susțin chestia asta. Ne mai auzim, probabil, sper că ne mai auzim peste un an, 2, 3, 5, dacă se va înființa asta, AFC-ul va duce la moartea fotbalului stilist.
Așa. Important este că Talpan să-și facă treaba pentru care este plătit, restul, da, nu are niciun fel de treabă ce se întâmplă în viața privată a lui Talpan. Ordinul lui Dâncu e rezultatul grupului de lucru. Uite, și asta este bună. Bă, Florin B. ăsta, salut Florine pe această cale, este cu concluziile dure ale serii. Da. Oare ce zice ordinul ăsta al lui Dâncu, semnat de Dâncu, că nu este al lui, este semnat și asumat de Dâncu, este rezultatul grupului de lucru despre care vorbea Ogăraru George, plătit cu 6.000 de euro pe lună? Nu știu dacă Ogăraru George, de exemplu, face parte din grupul de lucru, că n-a zis dacă el participă la ședințele grupului de lucru constituit în vederea promovării și propășirii spiritului stelist. Dar ordinul ăsta este rezultatul grupului de lucru? De ce nu și asumă grupul de lucru dacă asta a făcut? Se iasă grupul de lucru în față, se iasă Ogăraru George în față și Miu, Iulian și cine mai este pe acolo și să zică, bă, grupul de lucru, noi nu facem parte sau facem parte din grupul de lucru și grupul de lucru a găsit această super soluție și să explice ei cum este asta o super soluție, să-și asume, vorba melodiei, deciziile și soluțiile pe care le-au găsit. Să iasă cu bărbăție și de la confortul contului burdușit cu bani publici, că tot se vorbește despre bani publici, și să spună, bă, fac sau nu fac parte din grupul de lucru, soluția asta este bună sau nu este bună, pentru că și ei au dreptul să aibă o părere, nu? Ogăraru George din înălțimea funcției de director al Academiei sau ce este el, poate să aibă o părere destul de avizată, mai avizată decât a mea, de exemplu, despre bunul mers al clubului Steaua. Poate să vină și să zică, oriunde, nu aici, poate să se ducă undeva și să spună, bă, este foarte bună ideea de non-profit sau este foarte proastă ideea de non-profit sau whatever. Pentru că să argumenteze. Eu am propus-o sau eu n-am propus-o, să spună ce a făcut. Că e ușor să zici, dar Talpan de ce nu iese și doar Talpan să iasă și când iese Talpan să vină niște proști și să râdă de el. Este foarte ușoară chestia asta. Și tu să stai, tu colaborator și coleg de-al lui Talpan, să stai și probabil să te uiți la televizor să râzi și tu ca prostul din birou. Să zici, mamă, ce bine i-a zis-o doamna Ioana, ce i-a dat-o. Pentru că tu nu ți-asumi nimic altceva. Și tu, ca suporter stelist, iarăși, este foarte ușor să zici, bă, da mă, eu v-am zis, mă, că Talpan ăsta e prost și că nu poate să fie comandant. Uite, a ajuns să râdă aia de Talpan în direct. Cum să fie ăsta comandantul? Că asta este important, asta ne interesează. Că probabil la modul ăsta ar trebui să fie la Romanian Final Boss ar trebui să fie comandantul stelei după câte unii. Ca să, dacă contează doar nivelul de cocălărism, să luăm cocălarii supremi, să-i aducem la Steaua, că asta ne interesează. Nu ne interesează efectiv profesionalismul. Tot eu, uite, este și el și ne pupă pe aici. Adrian ne zice că Talpan scoate foarte mulți bani din buzunar pentru că are multe dosare. Din nou, putea să scoată, asta faptul că scoate foarte mulți bani este cu atât mai rușinos, dar putea să scoată 2 lei din buzunar. Și tot era mult prea mult, era nejustificat de mult. Nu există așa ceva, nu se poate așa ceva ca clubul Steaua să nu-l susțină pe omul care lucrează în interesul clubului Steaua. Este inacceptabil. Da, imediat dau link, Adriane, și vorbim. Mai trec imediat repede prin comentarii și pun link-ul de Meet și intri și vorbim. Domnul Talpan a spus că cei din MAPN îi pun bețe în roate, clubul îi pune bețe mai puține piedici. Da, dar mai puține nu-s deloc. Nu, simplu faptul, clubul nu îl ajută să plătească acele copii xerox necesare unor înfățișeri în instanță, arată nivelul de lăsare și de tupeu ordinar care este în clubul ăla, în unele locuri. E normal să fie persoane din MAPN și de la club care îl vor dispărut pe Talpan, e vorba de dosare și de EIPO, exact. Am urmărit o dezbatere între Florin Talpan și avocatul Stânei la Prospor Live. Oile vrâncene nu pot pricepe că FCSB nu a fost la niciodată. Dar e treaba lor, nu știu de ce-s băgate în seamă. Generalii sunt acolo la butoanele clubului doar pentru a-și umfla porțile. Mai grav era că Ana Maria Brânză nu știa nimic când Borceanu zicea că el juca la Steaua. Mă așteptam la ceva mai mult din partea ei. Pe de altă parte, Ana Maria Brânză este Ana Maria Brânză. Nu ea trebuie să apere clubul Steaua.
De ce n-a intervenit domnul Bichir? De ce nu i-au zis oamenii care am înțeles că îi fac monitorizarea presei în fiecare zi? Zic că domn Bichir, ia uite ce se întâmplă la postul de mare angajament proiect XXXXXX. A intrat domnul Talpan, a zis niște chestii, s-a râs de el. Ia intrați, domnul colonel, cu toată autoritatea dumneavoastră de colonel și de comandant și de generalisim și de ce mai sunteți și puneți-i la punct. Sau să intre domnul comandant de la secția de fotbal. Sau domnul comandant de la performanță sportivă și ce căcat mai e pe acolo. Toate departamentele alea. Să intre ofițerul de presă al clubului Steaua. Bă, prietene, ești ofițer de presă, întreții relațiile cu presa. S-a întâmplat asta cu Talpan? Ia intră tu în direct acolo și pune-i la punct pe oamenii și explică-le și zile că-s de căcat să râdă de un om. Din principiu sunt de căcat să râdă de un om. Cu atât mai mult să facă treaba asta în direct, ca niște proști din aia de la școala ajutătoare. Ia intră tu ofițerul de presă sau șeful departamentului de relații cu publicul sau cine are în atribuții chestia asta. Dar când toată lumea se ascunde, este absolut normal să se întâmple episoade de genul ăsta. Când nimeni nu-și asumă. Când toată lumea așteaptă să vină data de 1 sau de 15 sau de cât o fi, a intrat bănuțul pe cărtuțul și gata, toată lumea e mulțumită. Și un prost ca Talpan stă și ia toate bipurile posibile, din toate părțile posibile, pentru că este singurul fraier care încă se bate pentru clubul ăsta. Gata, pun acum link-ul de Meet. Stai așa. Unde avem chat aici? Unde avem chat? Gata, tată, cine vrea să intre live și în direct chiar, o poate face pe Meet. Stai așa să mă și trec pe Meet ca să vedem dacă intră careva. Cine vrea să intre pe Meet, o poate face în următoarele 2 minute. Dacă nu se întâmplă asta, o să mai vorbim despre niște lucruri, după care încheiem această emisiune de mare angajament ca să rămână și să rămână loc și altora. Cam mi se tot spune așa, tot primesc mesaje că sunt oameni care n-au loc de această harneală. Să facem, domne, loc, să aibă toată lumea loc, e loc pentru toți. Cum să râzi de un colonel al armatei române? Da, atâta s-a putut. Uite, stai așa că se intră. Haide, salutare! Vă salut, domnul Marius! Vă salut și eu! Pe ascultătorii dumneavoastră, toți ascultători de seamă. Am vrut și eu să fac, pentru cei care nu știu, Adi, unul de la Steaua Liberă, am vrut și eu să fac emisiune seara asta, dar... Dar v-am luat înainte, v-am sabotat, domnul Adi. Nu deloc, pentru că nu am mai vrut să fac după ce am văzut reacțiile suporterilor steliști, care m-au dezgustat. Florin Talpan nu a zis prima dată lucrurile astea. Le-a mai zis cam exact la fel la 7 iunie. Nimeni nu l-a băgat atunci în seamă. Nimeni nu l-a băgat în seamă când a primit premiu doar de la Steaua Liberă atunci. Nimeni nu l-a băgat în seamă când practic omul era disperat și spunea, băi, suntem gata, am totul făcut pentru TAS să mergem, lăsați-mă să merg. Vă rog frumos, putem să jucăm în Liga 1. Nimeni n-a făcut absolut nimic atunci. Da. Acum a dat Talpan o declarație, imediat toți au luat declarațiile frumos, le-au pus pe Facebook, au așteptat să vină like-urile, au băgat în Forța Steaua, sunt cu Talpan până la moarte, chestii din astea. Păi nu e frumos să fii cu Talpan până la moarte atunci când moartea este aproape? Ba da, e foarte frumos, mai ales dacă îți aduce engagement și like-uri, share-uri și așa mai departe. Dar cum? Deci de asta zic, nu, eu n-am mai vrut să fac. Ce să fac? Pentru cine să fac? Pentru suporterii steliști? Foarte puțini sunt cu adevărat de calitate, foarte puțini. Din păcate, mult mai puțin decât vedem la stadion că se duc. Foarte puțini sunt de calitate. Cei mai mulți sunt doar un picuț mai bun decât restul suporterilor din România. Și ne merităm soarta. Eu nu înțeleg pe cei care îmi tot scriu mie mesaje. Mie mi-au scris pe pagina mea de Facebook, mi-au scris suporteri steliști astăzi mesaje. Cum a putut Talpan să spună
generalii au dat steaua. Bă, oamenilor, voi l-ați văzut pe Talpan cum vorbește. Omul nu este un vorbitor, nu este un orator, nu este Vince Vaughn să poată să se pună în fața unei camere de filmat sau unui microfon sau unei mulțimi și să se apuce să vorbească de parcă este, nu știu, Nelson Mandela, să inspire, să spună. Tot omul are emoții, e un om simplu, normal, la fel ca voi, la fel ca mine. Adică și eu, dacă mi-ar băga cineva sub nas un microfon și mi-ar pune o cameră de filmat în fața ochilor, și eu m-aș defeca pe mine, ca să spun așa. Ce e așa de greu de înțeles? Și Talpan, bineînțeles că nu s-a referit la chestiile alea la propriu, când a spus că a recuperat steaua. Nu s-a referit la faptul că s-a dus și a luat Lubecali steaua din buzunar. Și știți de unde știu asta? Pentru că uitați cum a formulat dosarul ăla. El în dosarul ăla n-a scris acolo vreau să recuperez steaua. Dosarul ăla a fost anulare marcă. Pentru că Gigi Becali folosea o marcă ilegal, marcă care era deja în patrimoniu Stelei și pe care el o folosea deși n-avea niciun drept. Acolo Talpan s-a exprimat corect, că astăzi a venit și a spus am recuperat marca. Aia nu înseamnă nimic. S-a exprimat așa. Uitați-vă la acțiunile lui, nu neapărat la ce spune un om care nu este obișnuit să vorbească. Și mulți dintre voi îl criticați din cauza asta. Cum a fost faza aia ce a spus-o Vali Dingă, că de ce s-a dus la meci? Dar de ce să nu se ducă la meci? N-are voie. Exact. Eu sunt de acord. De ce să nu se ducă la meci? Poate să se ducă la orice meci vrea el. Foarte bine, Marius. Deci tot ce ai spus până acum, foarte bine, și eu sper ca oamenii care ascultă emisiunea asta să și bage la cap ce ai spus tu. Da, nu se întâmplă asta. Eu sunt convins că nu se întâmplă asta. Nu schimbăm aici mentalități. Păi nu, eu sunt sigur că tu o să fii atacat acum pentru că ai îndrăznit să zici de Neagoe și de ceilalți. Da, mi se pare că s-a uitat foarte ușor de acel domn Neagoe, care a condus secția de fotbal în acea perioadă în care Steaua nu putea să promoveze din Liga 4 și nu putea, este acest între ghilimele. Și cumva domnul Neagoe a scăpat de orice fel de critici. Nici nu se putea pronunța numele domnului Neagoe. Și nu știu câți dintre cei care ascultă acum... Da, dar nu știu acum câți dintre cei care ascultă acum știu cine este și cine a fost domnul Neagoe și de ce nu se putea pronunța numele său. Nu știu și nici nu le pasă. Și nu le pasă pentru că toți sunt ca niște struți și au băgat capetele în pământ și așteaptă să vină Talpan din când în când să le dea vestea bună ca ei să pună pe Facebook. Da. Am spus că Talpan a scos 480 de lei la înfățișarea asta. Dar un proces are mai multe înfățișări. Poate că depui documente de mai multe ori și Talpan merge la mai multe procese. Stați, știu eu, de exemplu, că el a avut la Dej în ultimele luni un proces la care s-a dus cu mașina sa pe banii săi. Proces pentru Steaua. S-a dus cu mașina sa și pe banii săi pentru că clubul n-a vrut să-i cumpere un bilet împuțit de avion care cât e 200-300 de lei. Da. Și o noapte de cazare undeva la o pensiune decentă, care iarăși ar putea să fie cât 200-300 de lei, nu poate să dea clubul un 500 de lei împuțit pentru omul care îi aduce atât de multe beneficii? Băi, da, asta este și întrebarea mea. Cum nu poate să dea 500 de lei ca să printeze niște foi pentru proces? Și o ultimă chestie mai vreau să spun, foarte importantă din punctul meu de vedere. Cei care au venit de la corpul de control, eu nu știu dacă voi vă dați seama, au venit să controleze niște dosare câștigate, mă băieți. Că pe alea, pe toate le-a câștigat Talpan. Deci înseamnă că cumva nu trebuia să câștige. Că eu asta înțeleg. Dacă tu, înțelegi? Ministerul Apărării, trimiți corpul de control la cineva care ți-a câștigat niște procese, ești așa, băi, ceva s-a întâmplat acolo, ceva nu e ok dacă s-au câștigat procesele alea. Ia vedeți ce se întâmplă.
Da, că eu înțelegeam dacă îi trimiteau lui Talpan pe procesele pe care le-a exact. Pierdut. Exact, da, uite, acum că ziceți foarte bine, să zici, bă, uite, a pierdut niște procese, a cheltuit niște bani, cum zicea Talpan, s-au dus ăia acolo, bă, uite, Talpan a dat X lei, câți ori fi fost lei ăia, pe niște procese pe care le-a pierdut, hai să vedem de ce, cum, ce s-a întâmplat. Dar în momentul în care câștigi... Să vină și să ne explice suporterii de ce tac, pentru că, uite, eu am mai zis chestia asta și la mine în emisiune. Putem să râdem de oi, să ne batem joc de ele, dar un lucru nu le putem lua. Faptul că ele se bat mult mai agresiv pentru echipa lor. Da. Oile, și ăsta, dar nu râdem mare, că așa, uite, ele și-au făcut asociație și ce-au făcut? Imediat au început să facă muncă la propriu pentru FCSB. Asta așa este, da, uite, că și-au făcut asociație și s-au dus în instanță. Da. Tu poți să le reproșezi multe indivizilor ăla, dar nu că muncesc pentru clubul lor. Că asta fac. Corect. Că o fac într-un mod mizerabil, că mint, că zice, da, ok, dar muncesc, mă. Hai, nu știi ce fac. Suporterii nu știi ce fac. Corect. Dau share pe Facebook, am uitat. Da. Și astăzi s-au bucurat. Ai văzut cât suporteri s-au bucurat astăzi pentru chestia aia pe care a făcut-o Dâncu? Da. Incredibil, da. Ireal, 1998 nici măcar nu e așa de departe. De-aia am și zis să fac emisiune, pentru că măcar să rămână zis. Eu am chestia asta, să rămână zis. Bă, eu am zis că nu-s de acord. Poate să nu-i pese nimănui dacă eu-s de acord sau nu, să nu le pese nimănui. Dar explic de ce nu-s de acord și dacă cineva, oricine vrea să susțină ideea de asociație, bă... Măcar să știm că ne-am asumat, că nu mai este chestia din 98, că acum ai precedent, ai niște oameni mai mulți sau mai puțini care au avertizat înainte și în momentul în care istoria o să se repete, nu mai poți să zici, a, n-am știut, a, stai că am fost păcălit, a, că nu știu ce. Nu, acum este doar rea intenție, nu o să existe alte explicații. Dar și de ce vor să susțină ideea? Le place atât de mult ideea asta de asociație? Știi de ce? Nu. Pentru e ca la comunism. Comunismul, de fiecare dată susținătorii comunismului apără comunismul, crimele comunismului, spunând ăla n-a fost comunism adevărat. Ce spun ei, de fapt, este că ei ar fi făcut mai bine dacă era în locul lui Stalin, de exemplu. Imaginea, da. Și steliștii noștri. AFC-ul a fost o prostie, dar adevărul este că dacă eram eu în locul lui Păunescu, Steaua era în fiecare an în finala Champions League. Asta vor ei să spună. Știi? Și de-aia răsuri de ea. Să facem noi ca să ce? Că n-ar fi Steaua. Eu asta vreau să știu. Să-mi explice mie, cei care vor această asociere, să-mi explice mie ce vor să fac. De unde aduc bani? De la cine? Ce bani? Băi, asta încerc și eu să aflu. Dacă se face, sau dacă se merge pe ideea de non-profit, cine vine cu bani? De unde vin jucătorii? Cine se asociază Steaua? Ok, să zici, Steaua se asociază în acest non-profit fabulos pentru care acum a cadrul regulamentar. Cu cine? Și acel cineva care este entitate juridică, nu este o persoană, ce aduce? Ce aduce și de ce? Sunt o grămadă de întrebări la care nimeni nu are răspunsuri. Dar pentru că mi se spune din partea unor influenceri că așa e bine, toți, ca niște oi, gândesc așa și nimeni nu-și pune nicio întrebare. Și din nou, în momentul 98, n-a fost chiar atât de mult acum în spate. De despre momentul ăsta am discutat aproape în fiecare lună noi steliști. Dacă nu în fiecare săptămână. Deci nu poate să vină niciun stelist să spună, dar n-am știut. Dar n-am știut că dacă facem chestia asta, iară se ajunge la un FCSB. Da, da, nu ai cum să știi. Și acum, na, din punctul meu de vedere, pericolul, da, cum să zic pericolul, este că actele nu o să se mai facă la jumate. În momentul în care o să se facă actele, sunt absolut convins că dacă se merge în direcția asta, actele se vor face pentru ca fotbalul stelist să fie înstrăinat definitiv și irevocabil vorba instanței. Absolut. Pentru că noi credem că doar noi am învățat din greșeli. Dar vedeți că și hoții au învățat din greșeli. Știți?
asta este, ce să zic. Eu sper steliștii să se trezească. Sper. Deși recunosc, e așa, nu știu, o jumătate de speranță, nu chiar o speranță plină. Sper să se trezească, să-și dea seama că e grasă, să-și dea seama că Florin Talpan este singurul om care poate să ajute clubul ăsta și să facă ceva pentru a-l ajuta. Fie să facă rost de niște bani, fie să ajungă comandant, fie să aibă susținere din partea conducerii. Dar dacă nu lasă să fie comandant, măcar să nu-i pună bețe în rate, să nu-l sancționeze, să nu-l controleze. Am tot spus la mine în emisiune, dați-vă oamenilor niște mail-uri și voi. Dacă vă este greu să scrieți o hârtie și să vă duceți și să o puneți la mea pe NES, să o dați acolo cu intrare și ieșire, trimiteți un mail. Da, da, uite, că ceva, faceți ceva, în principiu, fiind instituție publică, atât MAPN cât și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, vor da niște răspunsuri. Că vor fi mai elaborate sau mai puțin elaborate, ideea este că mail-urile alea nu vor rămâne necitite. Eu am trimis mail la președinte. N-am primit niciun răspuns. Uite, eu de fiecare dată când am trimis mail-uri la Steaua, de exemplu, ei mi-au răspuns. Da, nu, eu la președinte n-am răspuns, despre asta voiam să zic. Ok, probabil că ea au crezut că, nu știu, vorbind despre fotbal, îi iau la mișto sau cumva. Bine, oricum este și stupidă 544 legea, pentru că ai tehnic și legal obligația, instituția are obligația să-ți răspundă, este obligată să-ți răspundă, dar dacă nu-ți răspunde în termenul legal de 30 de zile, nu pățește nimic. Tot ce poți să faci tu ca persoană sau entitate care n-a primit un răspuns și legea a fost încălcată, este să dai în judecată instituția respectivă ca o instanță să confirme faptul că instituția trebuie să-ți răspundă. Adică este destul de prost făcută 544 asta. Ce voiam eu să zic e că eu probabil am fost tratat așa pentru că am fost singur. Dar dacă ar trimite 500 de oameni același mesaj, altfel ar reacționa oamenii ăia. Da, da. Știi? Uite, altfel ar reacționa oamenii de la Steaua. Dacă ar trimite 500 de oameni, 500 de mesaje într-o săptămână sau în două zile pe același subiect, bă, de exemplu, spuneți-ne cine este parte din grupul de lucru. Și ce face grupul de lucru. Cu cât a dat Buroi marca Steaua pentru un meci lui Gigi Becali în 2014. Sau asta, da, orice fel de întrebări de genul ăsta, se trimită 500-1000 de oameni același mail, aceeași întrebare, bă, băia de la clubul Steaua nu se mai zică, a, e doar un amețit, lasă-l în pace, îl ignorăm, că nu mai poți să ignori. Da, exact așa este. Da, asta este chestia de asumare. Acum, după ce a spus Florin Talpan, ăsta o să mă duc și eu și o să-mi iau o berică, să mă pun și eu cu craci în sus, așa ca JR pe vremea când era șmecher în Dallas, și o să aștept și o să văd acum ce fac steliștii. Că eu sunt gata să bag mâna în foc, că mai fac una, două zile scandal, pe 7 când avem meciul cu Unirea, deci bagă un banner din ăla în care n-o să spună numele lui Talpa, n-o să scrie numele lui Talpa. O să fie ceva din genul, vă vedem, sau cum era aia, amânare sau teroare? Cum era? Da, da. Nu amânare sau teroare, că asta e cu oile. Aia, promovare sau teroare. Păi unde este teroarea? Unde este teroarea? Că promovare n-a fost. Lasă, că se face asociația și o să fie. Da, asociația nu profit. Deci, eu asta zic. O să vină chestia asta o dană și după aia, după 7, mai ales dacă bate Unirea Dej, o să uite toată lumea. Pac! Vine și Cupa Mondială, e perfect, numai bine, se uită toată chestia asta până pe 2 martie, când iar o să facă GSP articole, iar o să facă sport.ro emisiune dedicată, iar o să distribuie steliștii. Da. Și iarăși, Florin Talpan o să zic că am nevoie de ajutor pentru că nu mă descurc singur, sunt singur în rahatul ăsta, ajutați-mă că-i pentru Steaua. Băi, da, până la urmă poate ar trebui ca la un moment dat Talpan să plece de la Steaua. Să vadă suporterul, dacă asta este nevoie, să vadă suporterul care are alternativa. Să vină un
ies men din ăla să semneze orice fel de contracte, să vină FCSB să joace în Ghencea, să se întâmple tot ce a blocat Talpan până acum și tot ce a făcut Talpan până acum. Ca apoi să vezi, a, era mai bine cu Talpan. Păi, da, e. Dacă n-ai știut să-l prețuiești când omul era acolo și n-ai știut să-l susții când omul era acolo și se bătea de unul singur, bă, hai să trăim cu alternativa. Să se ducă și Talpan în privat și să facă mai mulți bani decât aia 480 de lei. Ca să știe și dragii suporteri steliști, domnul Florin Talpan a avut două oferte de la cluburi importante, cluburi sportive importante din România, să meargă și să lucreze acolo. Una este de la un club sportiv, nu o să dau numele pentru că nu vreau să se facă articole de presă pe chestia asta. Una este de la un club sportiv de drept public, asemănător cu Steaua. Alta este de la un club sportiv care este o asociere între o primărie, un club și un privat, care cam trece prin aceleași lucruri prin care trece Steaua și care joacă în Liga 1. Mm-hmm. Ca să vă faceți o idee, Talpan ar putea pleca de la Steaua la un club de Liga 1. Da. Dar n-a plecat. Din punct de vedere de prost. Și uite, ca să-i răspund lui tot eu care zice că să înțeleagă că noi doi facem morală suporterilor care merg pe stadion, bă, da, eu fac morală oricui vreau eu. Eu fac morală absolut oricui vreau eu și dacă nu-ți convine, ești liber să ieși, să nu asculți, ești liber să vii cu amenințări în privat. Fac morală cui vreau eu. Voi încă nu vă pricep, voi încă nu pricepeți că eu sunt în genunchi în fața voastră și mă rog de voi faceți ceva, bă, pentru omul ăsta că e singura soluție pentru Steaua. Voi nu pricepeți de unde vă spateți, mă, că vă fac morală, mă. Cât de deși sunteți, bă, să puneți întrebări din astea? Voi nu vă gândiți un pic la binele Stelei, mă, numai la voi? Cum adică fac morală, mă? Bă, eu fac morală, uite, eu mi-asum, eu fac morală. Bă, v-am rugat, bă, de atâta amar de vreme, vă tot rog în emisiunile mele, vă tot spun, bă, vă rog eu frumos, vă dați, bă, un mesaj, bă, la ăia, bă, la club, bă. Și voi veniți și îmi spuneți acum că vă fac morală, mă, păi chiar nu vine, mă, să mai fac emisiuni, să mă mai bag în asta, pentru că nu se merită, mă. Dar stai, mă, că nu știu dacă tot eu este vreun reprezentant al oamenilor care merg pe stadion. Este un om care scrie pe YouTube. Este un om care scrie pe YouTube și omului ăsta, da, eu îi zic că, da, mă, da, la discuția asta în general, da, eu fac morală oricui vreau eu, că de-aia fac eu chestia asta pe YouTube. Eu mă rog, eu sunt în genunchi, o dată spun în fața tuturor suporterilor steliști, Steaua este pe cale să dispară, treziți-vă, nu este atât de roză situația cum credeți voi, o să avem probleme, v-a spus și Talpan, ce vreți? În câte limbi să vă traducă? Treziți-vă că dispare clubul ăsta. Nu mai pot. Eu nu mai pot. Eu am terminat-o cu chestia asta. Marius, îți mulțumesc că m-ai primit aici, dar eu nu mai pot cu steliștii ăștia ai noștri. Da, ți-am zis. Nu, să nu crezi că oricine scrie pe YouTube este vreun reprezentant al suporterilor. Dar da, eu fac morală. Uite, dacă vrea tot eu să știe, da, eu fac morală oricui vreau eu. Cine vrea să intervină, poate să intervină, să discutăm despre morală. Cine nu, e liber să n-asculte, e liber să nu se uite, e liber să amenințe, e liber să facă ce vrea. Eu ies, îți mulțumesc pentru că m-ai primit, îți mulțumesc și că faci emisiunile astea. Uh-huh. Te-am citit bine, am știut că dacă faci emisiuni o să fie bune. Da. Salut, noapte bună și poartă astea. Salut, salut. Bun. Și cu asta s-a încheiat și... Nu știu, mai vrea careva să intre în direct? Mai facem? Stai să dau căștile jos, uite. Vrei tot eu să intri tu în direct, să vorbim, să vezi de ce fac eu morală și cu ce autoritate? N-am nicio autoritate. Fac morală pentru că este chestia asta mea pe YouTube și pot să fac ce vreau aici. Cine vrea stă și se uită, cine nu vrea nu se uită. Sau, ți-am mai zis, vine cu amenințări, cu bătăi, n-ar fi o dată că primesc chestii din asta. Și da, nu este, aș avea multe de zis despre suporteri, probabil că o să zic o parte din ele la un moment dat,
unele o să le mai țin și pentru mine. Dar, da, nu e vorba despre asta, ci e vorba despre, uite, ce se întâmplă. Dacă tu din tot ce am discutat sau din tot ce a zis Adrian în seara asta, ai înțeles doar asta că faci morală și te-ai supărat pe faptul că cineva face morală suporterilor care merg pe stadion, de parcă suporterii care merg pe stadion ar fi mai presus de orice morală, ar fi niște supra-oameni care n-au voie să fie atinși nici măcar cu privire. De unde e ideea asta? Ok, nu mă duc pe stadion în mijlocul suporterilor care merg pe stadion să le zic, bă, de ce sunteți bulangii? N-am să fac asta niciodată. Dar la mine, în pătrățica mea, dacă vreau să spun că nu sunt de acord cu ceva sau că vreun gest nu-mi place sau că ceva ar putea să fie făcut mai bine, o să spun. Dacă se întâmplă ceva după ce spun eu, este cu totul și cu totul altă discuție. Dacă cineva înțelege, dacă cineva vrea să ia în seamă, dacă cineva, uite, poate înțelege ca tine că se face morală sau că se, nu știu ce, sau am atins îngerii pe care nu trebuia să-i ating sau chestii de genul ăsta, bă, da, fiecare e liber să înțeleagă ce vrea și ce poate. Dar o mare parte a situației în care se află sportul românesc în general vine de aici, de la baza de suporte care... Unii dintre suporterii ăștia cred că sunt niște persoane intangibile care au drept de a decide ce e drept și ce nu este just și cuvântul lor ar trebui să fie literă de lege pentru că au, uite, vorba lui Mihai, 10 bilete cumpărate la un meci sau la 10 meciuri sau 10 ani de meciuri sau 100 de ani de meciuri sau cât. Păi nu! Faptul că mergi la meci este fix alegerea ta personală, care ține de tine și nimic mai mult. Nu-ți dă niciun drept în plus sau în minus față de unul care este din Dorohoi sau ca unul care este din Berceni și alege să nu meargă la meciuri, alege să uite la meciuri pe televizor. Nu-ți dă nimic în plus sau în minus. Este fix alegerea ta să mergi sau să nu mergi la meciuri, este fix alegerea ta să faci sau să nu faci ceva, păi și fiecare ar trebui să trăiască cu alegerile astea. Nu trebuie să zici, dar cine ești tu să faci asta? Bă, uite, eu sunt nimeni pe lume, recunosc. Sunt un prost care stă aici pe YouTube cu voi 2 ore și își mai bate capul cu unii dintre voi. Atât. Poți să mă asculți, poți să nu mă asculți. Poți să mă înjuri, eu îți dau bloc că asta o să se întâmple. Poți să zici că sunt prost, să închizi YouTube-ul, să te uiți sau să te uiți la altcineva. La fel, nu poți să controlezi asta. Nu mă deranjează absolut deloc, absolut în niciun fel. Dacă vrei să, uite... Dacă vrei să intri în direct și să îți susții punctul de vedere și să zici orice crezi tu despre suporterii care merg la stadion sau care nu merg la stadion, făcând-o într-un mod argumentat și civilizat, ești invitatul meu, îți dau link-ul, poți să intri și să nu-ți spune nimeni punctul în gură din punctul ăsta de vedere, dar ar trebui să înțelegi că aici există mai multe opinii. Și că nu sunt persoane care sunt mai presus de critică. Așa cum eu pot să zic despre mine că sunt prost și pot să-mi asum. În multe momente sunt foarte prost. Nu înțeleg diverse chestii, mă grăbesc, mă comport foarte prost în anumite momente. Bă, așa pot să zic și despre alții. Din punctul meu de vedere, unul sau altul este prost. Și pot să am sau să nu am dreptate. Așa. Nu e chiar de bun simț să ții publicul țintă la carici. Dar nu, dar pe care este publicul meu țintă? Nu știu, nu cred că este omul care merge pe stadion și nu înțelege diferite chestii de bun simț din câte mi se pare mie. Mie mi se pare de bun simț, dar iarăși e posibil să fiu prost, să nu fie de bun simț. Dar publicul meu țintă nu este publicul care nu înțelege lucrurile astea și care refuză dialogul și care îmi zice, acum o să creadă tot eu că am ceva cu el, personal, n-am ceva cu tine. Tipicul ăsta de om care vine și zice, bă, dar cine ești tu să vorbești despre ea, dar cu ce autoritate vorbești tu despre ea? Bă, uite, sunt un om care se uită la 2 meciuri pe an și a văzut niște chestii și pot să vorbesc despre ce vreau eu. Că vorbesc mai bine sau mai puțin bine, asta, uite, decid oamenii care se uită, că o să fie 2 oameni sau o să fie 200 de oameni, asta decid oamenii, dacă e bun sau nu. Suporterii au rolul lor de a încuraja echipa, nu pe Ogăraru, Miu sau Talpan în acest caz. Da, mă, dar știi care este problema aici?
Pentru că nu mai poți să faci... Uite, că să intrăm și în discuția asta, nu o să o dezvolt foarte mult, dar trebuie să intru în discuția asta, dacă tot ai adus în discuție treaba asta. Bă, da, sunt perfect de acord, 110% de acord cu tine. Rolul suporterilor este de a încuraja echipa. În momentul în care treci de aici și vrei să fii mai mult decât un om care își încurajează echipa, nu mai e suporter. Te duci într-o altă pătrățică, ești altceva. Ori, parte din suporterii Stelei, nu o să zic niciodată de toți, încerc să evit generalizările, sper că se vede, se observă chestia asta, parte din suporterii Stelei au făcut mai mult de atât de a încuraja echipa. Tot respectul, toată cinstea, dau o bere dacă este cazul, oricând este cazul și oricând se poate, oricând e posibilitatea, oamenilor care se duc la stadion, cântă pentru echipă, afișează bannere, dau cu ceva pyro și așa mai departe, tot respectul din punctul ăsta de vedere oamenilor care aleg să-și investească timpul și banii în a susține o echipă de fotbal, sau de orice sport, că se numește Steaua sau că se numește oricum altceva, altfel, e la fel. Tot respectul pentru oamenii ăștia. Dar, când om parte din oamenii ăștia, iarăși, nu o să generalizez, când unii dintre oamenii care fac asta ajung să se ducă la antrenamente și să zică, noi nu mai vrem antrenorul X, pentru că antrenorul X nu știu ce, noi nu mai vrem jucătorul Y, pentru că jucătorul Y nu știu ce. Când parte dintre suporteri ajung să se ducă în audiență, să zicem, să mănânce un pișcot cu președintele clubului sau cu directorul de marketing sau cu mai știu eu cine, ca să vorbească despre viitorul echipei, bă, ai trecut din rolul ăla de suporter într-o chestie mai complexă. Devii cumva semi-oficial al echipei și îți asumi tot ceea ce se întâmplă cu echipa. Și dacă alegi să susții, cum s-a întâmplat în trecut, uite, ca să vorbim concret de Steaua, dacă alegi să susții la un moment dat pe unul sau pe altul, să zici că unul ca Talpan, de exemplu, nu este bun pentru funcția de comandant, dar unul ca Petrea sau ca Hâncu sau ca Bichir este bun, tu nu mai poți să zici, suporterul trebuie doar să susțină echipa. Da, suporterul trebuie doar să susțină echipa, dar când suporterul a făcut pasul ăsta mai în față și a început să se implice în viața echipei, bă, atunci poți să-l trag la răspundere. Poți să, eu ăsta, nimeni pe lume, un prost care stă pe aici pe YouTube cu voi, pot să zic, bă, dar suporterul ăsta, responsabilitatea lui trebuie să fie și adusă în discuție. Și în momentul în care vine unul ca Talpan, care este singurul care se luptă pentru club și zice că nu este susținut, eu pot să arăt cu degetul și să judec sau să fac cum ce ai zis tu acolo, pe suporterul ăla, care a făcut pasul în față și nu mai este un simplu suporter, este un contribuitor la viața echipei sau cum vrei tu să-i zici. Cum vrei să definești această implicare. Când un suporter vine și îl susține pe Ogăraru, și Ogăraru, dar este un exemplu concret, nu este singur, dar este un exemplu concret. Când un suporter sau un grup de suporteri vine și îl susține pe Ogăraru și zice, băi, ce treabă bună face Ogăraru, ce excelent este, ce hau, ce măr, ce băr. Și poate este justificată treaba asta. Nu zic că Ogăraru face o treabă proastă sau că este greșit să-l susții pe Ogăraru, dar când îl susții pe Ogăraru și nu îl susții pe Talpan, se observă aceeași tentă că atunci când ministerul vine și ți-l controlează pe Talpan pentru procese pe care le câștigă și nu ți-l controlează pe Petrea pentru niște contracte destul de dubioșele. Și eu care privesc din afară, bă, consider că măcar am dreptul să-mi pun întrebări și să pun chestia asta pe YouTube, unde o să se uite doi oameni, probabil nici neamurile mele, că și lor le e rușine de ce fac, o să se uite doi oameni și o să zică, bă, ce prost este asta. Dar este dreptul meu să pun chestia asta, fără ca cineva să considere că este atinsă aura de înger, că a îndrăznit cineva să-i conteste cine știe ce. Despre asta este vorba. E cazul să spulberăm mitul conform căruia cei care merg pe stadion susțin clonarea. Am abonament, am fost la toate meciurile Stelei de pe nou stadion în ultimii 2 ani și sunt împotriva clonării. Dar nu cred că susține cineva că toată lumea, eu cel puțin n-am auzit niciodată, n-am citit și n-am auzit în seara asta pe nimeni spunând că toți cei care merg pe stadion susțin ideea de AFC Steaua 2. Vedem ce o să se întâmple, că momentan asta este doar o posibilitate, o
opțiune de viitor. Nu e ca și cum a venit vreun anunț de la Steaua care să zică gata, mă, mâine facem asociere și rupem pe genunchi pe micuț. Este o modificare în regulamentul de organizare al Stelei și vedem ce se va întâmpla cu ea, că e posibil să nu se întâmple nimic. E posibil ca să rămână această posibilitate pentru eternitate și ea să nu fie activată. Deci nu este vorba despre asta. N-a zis, cel puțin eu nu n-am auzit chestia asta, să fiți că suporterii care merg la stadion susțin sau nu susțin diverse lucruri. Ce ar putea face suporterii în cazul lui Talpan, dacă cei care îl vor plecat sunt oameni cu influență, ar putea să-i arate susținerea, de exemplu. Ar putea, uite, cum s-a mai întâmplat în trecut de altfel, dar ar trebui să fie o acțiune unitară. Cum s-a întâmplat în trecut, când Talpan avea diferite înfățișări în procese pentru Steaua, suporterii, foarte bine au făcut, s-au dus la tribunal sau la instanța la care se judeca și cu banere, cu torțe, cu scandări, cu ceva, au arătat susținerea față de, și-a arătat susținerea față de Talpan. Și eu sunt absolut convins că pentru Talpan a contat, că el pare genul de om care este impresionabil de aceste gesturi. Pare omul care gustă aceste gesturi, care căruia atunci când îi arăți că are un fundament în spatele său sau sub el, se luptă încă și mai puternic pentru ceea ce crede. Și cu siguranță momentele alea i-au dat așa un boost de încredere și l-au ajutat să continue și să rămână la Steaua. Dar momentele alea trebuie să fie susținute și de altele, pentru că nu poți să te duci la tribunal și să zici, bă, bravo, Talpan, alături de Talpan facem nu știu ce, după care să te duci să vorbești cu Petra și să zici, bă, dar Talpan ăsta e cam de căcat, mă, vezi ce prost e, cum să vorbească mă așa, bine că râdea de el pe la televizor, cum să fie ăsta comandant? Sau vorbești cu Bălu sau cu cine se mai vorbea pe vremuri. Pentru că asta este, că ai un soi de disonanță aici când zici, da, alături de Talpan, dar apoi te piși pe Talpan în privat. Nu, că nu merge și lucrurile astea se află, să știi, dacă le-am aflat eu și nu vreți să știți câte mesaje primesc pe Facebook fără să le fi cerut. Fără să fi zis vreodată, trimiteți-mi, nu știu, informații din interior că o să fac eu o mare anchetă jurnalistică și mari dezvăluiri. Nu vrei să știi câte mesaje primesc despre lucrurile care se întâmplă în viața echipei Steaua. Și dacă eu le-am aflat, cu siguranță lucrurile astea au ajuns și la Talpan. Și atunci nu mai poți să te pretinzi obiectiv, nu mai poți să zici, a, eu sunt un simplu suporter care susține echipa. Bă, nu! Dacă erai un simplu suporter, nu îl susțineai pe Xulescu sau pe Yulescu în dauna lui Talpan. Sau îi susțineai doar pe aia și pe Talpan te pișai. Nu! Ci ori susții toți oamenii, ori susții echipa, ori îți asumi faptul că ești o parte subiectivă a ceea ce înseamnă viața unui club sportiv și nu și te dezici cumva de statutul de suporter. Ești ce vrei tu, dar nu suporter. Proteste, banere, emisiuni, mail-uri cu sutele către conducerea Stelei sau MAPN, uite ce ar putea să facă. La ce tratament primesc suporterii din partea clubului, crezi că sunt băgați în seamă? Bă, nu știu dacă sunt băgați în seamă, dar știu cu siguranță că suporterii au participat de-a lungul ultimilor 5 ani, din 2017 și până acum, dar nu suporterii, reprezentanți ai unor suporteri sau unii suporteri, o mână de suporteri, cum vrei să le zici, câțiva, au participat la discuții la nivel de comandant al Stelei, la nivel de secretar de stat al Ministerului în Ministerul Apărării, la nivel de nu știu ce, nu știu ce, nu știu cum. Deci au participat la discuțiile astea. Ceea ce mă face să cred că sunt băgați în seamă unii dintre ei. Că altfel nu-i chema. Eu dacă mă duc să vorbesc, să-i zic lui, nu știu, cine este secretarul de stat acum, cum îl chema pe ăla, whatever, îi scriu un mail și zic, bă, Cutăriță, uite, eu sunt Marius Dorostea, aș vrea să vorbesc și eu cu tine, ăla cred că nici nu deschide mail-ul, nu mă bag în seamă. Sau uite, dacă îi zic lui Hâncu, îi zic, prietene, haide la emisiune să vorbim, sau hai să ne întâlnim la o bere, să mai povestim nu știu ce. Ăla îmi zice, da, o să vedem noi altă dată, nu-mi bag în seamă. Pe când pe alți oameni au fost băgați în seamă și au participat la discuțiile astea. Și de aici este această disonanță între ceea ce spui și ceea ce faci și ceea ce susții. Așa, fix, da, nici n-a venit Bichir, da. Nu ne-am luat, mă, ne-am luat de la o premarcă, dar nu știu dacă ne-am luat, că nu e chiar așa o luătură din asta în sensul propriu, ci e mai mult
sunt mai mult niște chestii care uneori trebuiau spuse și sunt mai multe lucruri din astea care ar trebui spuse. El zice că le zic bine. Nu știu dacă le zic bine. O să vă arăt ce o să fie inbox-ul meu de acum, că mă aștept și la chestia asta. Testan Ciocanța zice, cred că se referă să nu fie amestecat suporterii în discuțiile despre anumite aspecte, da. Da, eu nu am, nu aș vrea să amestec suporterii, dar sunt anumite aspecte în care unii suporteri s-au amestecat singuri. Și nu poți să închizi ochii, nu poți să zici ca pe vremuri când era, dacă ziceai ceva de domnul Neagoe, cinstit fie-i numele, se întâmpla să vină niște legende ultra și să zică, păi stai mă, tu cine ești de vorbești, deci ce faci și ce nu știu cum, și hau și că hâr, că mâr. Nu se poate așa ceva. Că v-am zis, o dăm în altele. Ok, suporteri ești când te duci la stadion, pe banii tăi, pe timpul tău, investești emoții, investești orice, susții echipa, tot respectul. Ți-am zis, dau o bere oricui face treaba asta, nu știu, promovezi dacă este cazul, dacă pot fi eu vreun vector de promovare, treaba asta. Dar în momentul în care ai făcut pasul de la a susține echipa pe stadion la a te implica în viața echipei și în bucătăria internă a echipei, bă, ești la fel de, criticabil, cred că e termenul potrivit, așa cum este Bichir, așa cum este Talpan, așa cum este Ogăraru, adică dacă despre Ogăraru poți să zici că ce face el la Academia Stelei este bine sau rău, de ce nu poți să zici că un suporter care se implică în viața Stelei și cere diverse lucruri să se întâmple la club, face ceva bine sau rău? De ce acel suporter este mai presus de critică, din moment ce se implică în viața echipei și poate că implicarea lui are și urmări în ceea ce se întâmplă la echipă. De ce pe unii poți să-i critici și pe alții nu? Uite, Adrian zice că Ogăraru a fost angajat la insistențele suporterilor, deci poate că aceste insistențe uneori dau roade. Uneori au efecte insistențele suporterilor. Caz în care suporterul, uite, nu mai este suporter care stă în peluză sau în tribună și cântă pentru echipă, ci devine un soi de angajator din umbră al unor oameni care lucrează la Steaua. Păi astăzi au fost suporterii alături de Talpan? Ok, dar eu asta zic. Că dacă astăzi ești alături de Talpan, mâine te piși pe Talpan, pui mâine lignori pe Talpan și răspui mâine iar ești alături de Talpan, astea două momente în care ai fost alături de Talpan sunt anulate de chestiile alea, că tu nu ai continuitate, tu practic te pliezi pe diferite momente. Tu nu-l susții pe Talpan și nu susții demersul lui Talpan, ci susții anumite momente care îți prilejuiesc sau care, despre care crezi că ar putea să-ți fie benefice ție. Dacă l-ai susține pe Talpan, că na, de Talpan vorbeam acum, sau dacă l-ai susține, uite, pe Ogăraru, îl susții tot timpul. Și atunci când ai discuții private sau ce mai ai tu, zici, bă, da, eu îl susțin pe ăsta, am insistat pentru ăsta, mi se pare foarte bun, e ok, nu în privat te piși pe el. Așa, pare că nu există altă variantă decât cea pe care o susțineți voi, tu cu Steaua Liberă. Ba da, există, cum să nu există altă variantă? Eu îți zic că, eu pot să zic, și asta am făcut în seara asta, pot să zic că varianta asta de asociație non-profit, mie, pe persoană fizică, mi se pare moartea pasiunii și moartea performanței. Tu poți să fii de acord cu mine sau nu poți să fii de acord cu mine. Varianta asta, dacă eu nu sunt de acord cu ea, nu înseamnă că ea dispare, ea există în continuare, regulamentul rămâne la fel de modificat cum a fost după ordinul lui Dâncu, Steaua, clubul Steaua poate oricând să acceseze această variantă, cum să nu existe? Există orice variantă permite legea și regulamentul de organizare. Eu pot să zic doar dacă mie îmi place sau nu îmi place, dacă sunt de acord sau nu sunt de acord. Asta nu înseamnă că ce zic eu este literă de lege și asta trebuie să se întâmple. Sau că toată lumea care este aici trebuie să fie de acord cu ce zic eu, că sunt eu vreun mare guru. Nu, discutăm. Uite, dacă nu ești de acord, poți să zici cum ești. Gekrs, nu știu cum se citește nickname-ul tău. Poți să zici, bă, uite, zici ce variantă susții tu și de ce. Și putem să discutăm. Că cădem de acord ulterior sau nu cădem de acord este cu totul și cu totul altă discuție, dar
poți să-ți exprimi opinia, nu îți pune nimeni pumnul în gură, nu înseamnă că ce zic eu este adevărul absolut și ce zice oricine altcineva este vreo prostie monumentală, nu, discutăm. Dar asta nu înseamnă nici că eu nu pot să spun ceea ce cred. Că de asta fac căcatul ăsta pe YouTube. Altfel nu aș mai face asta și m-aș uita și la meci, aș mânca semințe și aș zice domnul Becali aduce bani în țară. De acord, atitudinea asta săftist-o alingistică de am bariera mea, sunt stăpân, nu e ce trebuie, dar nu știu despre ce vorbești, stai așa că nu înțeleg ce atitudine, trebuie să dezvolți un pic, cu am bariera mea, sunt stăpân, că nu a fost niciodată vorba despre așa ceva, sau nu știu la ce te referi. Dacă Steaua se asocia cu un privat, de ce ar fi o clonă, că tot a fost modificată acea lege, păi, dar nu știu, tu înseamnă că foarte probabil n-ai ascultat de la început. Eu n-am zis că ar fi o clonă. Îți recomand, uite, să asculți ce am spus la început referitor la subiectul ăsta. Și apoi o să vezi ce cred eu despre subiectul ăsta. Așa, nu a fost modificată vreo lege, ci regulamentul, așa. Deși se face triangulație pentru adresă, da, ok, pot să și dau. Eu am mai avut niște episoade de genul ăsta, când tot era că dacă te prind, dacă te fac, dacă nu știu ce, dacă o să ne vedem. Și am zis că n-am nicio problemă, pot să, dacă vrea cineva, vă dau adresa în privat și ne vedem aici la Scara Blocului. Nu că aș fi eu vreun mare smartui, dar am cunoști eu astea, normele legale de a mă apăra, dacă este cazul. Dacă vrea cineva să facă de asta, da, nu, vă dau eu adresa. Dacă la argument se răspunde cu pumn, nu pot să dau adresa. Și o rezolvăm rapid. Păi acum să înțeleg că în caz de asociere se menține același CIS. Nu se menține același CIS. Dacă se face vreo asociere, se creează o nouă entitate juridică. Care această nouă entitate juridică va porni cu un nou certificat de identitate sportivă. Dar este puțin, din punctul meu de vedere, este puțin relevant CIS-ul. Ce CIS este, ce al cui este CIS-ul, unde este CIS-ul. Mi se pare că sunt niște discuții din astea artificiale. Umila mea părere este că suporterii cumpără bilete, produse și alte chestii. Ei nu ar trebui să decide nimic la o echipă sau un club sportiv. Da, în momentul în care vrei să decizi, din punctul meu de vedere, nu mai ești suporter. Devii partea clubului ăluia. Și dacă devii partea clubului respectiv, partea procesului decizional din clubul respectiv, ești la fel de criticabil ca orice alt element din procesul ăsta decizional al unui club. Mesajul meu era pentru steliști în general, scuze pentru că n-am fost exact. Da, e ok. Unii sunt dezamăgiți, altora le place, da, e bine să fie diversitate, că ar fi trist să avem toți aceeași părere. Păi cum știi tu că deja va fi un CIS nou? Păi așa nu există altă modalitate legală, pentru că nu se transformă actualul club al armatei Steaua București într-o altă entitate, nu schimbă forma de organizare, ci clubul sportiv al armatei Steaua București, alături de altcineva, oricine ar fi altcineva acesta, înființează o nouă entitate, înființează o asociație non-profit. Aceste două părți, sau trei, sau cât ori fie ele. Și acea nouă asociație non-profit va prelua dreptul de administrare a echipei de fotbal și va avea personalitate juridică distinctă de cea a clubului sportiv al Armatei Steaua București, care va rămâne în continuare cu celelalte secții sportive pe care le are în subordine. Și cu CIS-ul ăla istoric, dacă despre CIS este vorba. Așa, dacă se face societate nouă, se face cu CIS nou. Se poate menține în caz de asociere 51-49. Nu se poate menține, că este o entitate nouă, care va trebui să aibă CIS-ul ei. CIS-ul Stelei rămâne la Steaua, la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, care va continua să existe în paralel cu această asociație non-profit, oricum se va numi ea. Pentru că Clubul Sportiv al Armatei Steaua are celelalte secții care trebuie să continue să funcționeze. Așa, Dineaul îl dădea afară dacă nu era de acord cu tine.
dacă nu-ți convine, marci afară. Da, asta îl dădeam afară pentru tonul ăla. Atunci, da, dacă tu sau oricine altcineva vii aici și îmi spui, bă, dar cine ești tu să faci, să zici sau să faci chestii sau nu știu ce, da, te invit afară. Zic, bă, nu-ți convine, du-te și uită-te la altcineva. Dacă vii și îmi zici, eu nu-s de acord cu tine, hai să discutăm, n-am absolut nicio problemă să discut cu nimeni, după cum probabil sper că s-a văzut până acum. Dacă îmi vii cu, nu știu cum să zic, că nu e tupeu, când vii cu tonul ăsta și îmi zici, bă, dar cine ești, mă, tu să faci sau să dregi? Stai așa, bă, nu te-am chemat aici, nu ai cum să vii să mă tragi la răspundere că fac sau să dreg. Dacă vrei să discutăm, discutăm. Dar altfel să mă tragi pe mine la răspundere este mai greu. Bun. Eu am o firmă, tu ai o firmă, deci de amândoi să facem o firmă împreună cu ele, automat o să avem alcis. Exact. Bun. Ai grijă că se întorc camerele. Da, e ok. Să se întorc. Eu am o firmă, tu vii capital la mine în firmă și devii asociat la aceeași firmă. Tot eu, tocmai că nu se întâmplă asta. Pentru că dacă faci asta, ar trebui ca să se păstreze CIS-ul, ar trebui ca cineva, o entitate separată, să vină și să investească în Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, așa cum este el organizat acum. Poate să se întâmple chestia asta, dar în forma asta de organizare, Steaua, conform FRF, nu poate să promoveze. Deci de-aia trebuie înființată o altă entitate care să funcționeze în paralel cu Steaua, care se va numi, cum se va numi AFC Steaua sau ce nume îi vor da, dacă se va merge pe ideea asta, repet, care să preia marca, să preia lotul de jucători, să preia locul în Liga a doua, să vină pe acel privat minunat care e sublim, dar e absent cu desăvârșire, să vină cu marea finanțare, cu miliardele de euro să le bage și așa mai departe. Dar va fi o entitate nouă, distinctă de ceea ce înseamnă Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Unde suntem? A dat Obama în gol. Câștigă băieții. Iar este un rezultat istoric pentru fotbalul românesc. Am înțeles că aia de la CFR, că Dănuț s-a calificat în primăvara europeană. Că faliment, că hau, că mâr, că nu știu ce, că Neluțu Varga nu mai are bani, dar cumva a ajuns în primăvara europeană a cupelor satelor europene. Nu? Pe când ăștia ăștia aduc, țin steagul sus. Așa. Bun. Nu poți să cumperi acțiuni la Steaua, așa este, că nu este societate pe acțiuni. Ce a schimbat Dâncu? A schimbat regulamentul de funcționare al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, în sensul în care a fost introdus un alineat nou, care spune că Clubul Sportiv al Armatei Steaua se poate asocia cu terțe persoane, cu diverse persoane, entități juridice, în a forma o asociație non-profit, și scrie clar asociație non-profit, nu alt tip de entitate juridică, pentru rezultate sportive sau nu știu cum este specificat acolo. Deci ce a schimbat Dâncu sau ce a făcut Dâncu a fost de a da regulamentar posibilitatea Clubului Steaua de a se asocia cu o terță entitate juridică pentru a forma o asociație non-profit în vederea performanței sportive sau ce zice el acolo. Atât. Care este cel mai important pentru un club, marca sau CIS-ul? Din punctul meu de vedere este marca, fără niciun fel de discuție. Dacă se merge pe ideea aia enunțată de ICCJ, de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, marca include tot de la identitate vizuală la palmares, marca este cea mai importantă. Cine are marca, practic, este acea entitate. Cine are CIS-ul, mi se pare că CIS-ul este așa, o găselniță din asta, să vedem ce s-a întâmplat. Asta poate să-ți arate un moment istoric, așa cum este momentul istoric 2003, când a fost clonată Steaua și a apărut acel CIS nou pentru clona Stelei. Da, poți să zici, de unde știi că a fost clonată Steaua? Pentru că, uite, a venit cu un CIS nou. După ulterior, instanța a stabilit că marca aceea pe care o foloseau și care se numea Steaua a fost clonată și a fost folosită fără drept și așa mai departe. Poți să zic care este momentul. Poți să marchezi un moment istoric. Mai mult de atât, CIS-ul nu mi se pare atât de relevant cum este marca
pentru orice fel de activitate sportivă și orice activitate comercială. Mă refer, Steaua pune stadion, marcă și tot și un privat vine cu bănișorii să creează o asociație. Da, se creează o asociație. Acum, cine și cum controlează acea asociație depinde de actul ăla constitutiv și de cum se constituie. Dar, în general, fiind vorba despre o asociație non-profit, asta am vorbit la începutul emisiunii. Asociația non-profit este moartea performanței. Pentru că în fotbal și în sport în anul 2022, performanța este asociată cu banii și cu profitul. Dacă un club, o societate care administrează un club, face bani, are mai mulți bani de investit, atrage mai mulți investitori, poate atrage mai mult public la stadion, banii aduc și performanță, pentru că ulterior banii sunt investiți în transferuri, în infrastructură, în ce vrei tu. O asociație non-profit are ca obiectiv ca membrii săi să nu cheltuie foarte mulți bani sau să nu pierdă bani sau banii care, pe care îi strânge această asociație din activitățile sale să fie împărțiți între membri. Este o fleșcă, o asociație non-profit. N-are, este o gaură fără fund, o vacă de mulți pe care cei care vor fi la butoane, dacă se va întâmpla asta, vor putea să o sugă așa cum s-a întâmplat în 98, din 98 până în 2003, cu acea asociație a lui Păunescu, care producea niște bani, vindea jucători, cheltuia niște bani, că da, s-a putut ca în 2000-2001, când a început să apară becalii pe la Steaua, să fie niște contracte din alea de transfer, să dai, nu știu, $1,000,000 pe Neaga sau cât s-au dat atunci, transferurile alea pe niște sume din astea ieșite din comun, pentru că oamenii aveau bani în cont, nu poți să externalizezi, nu poți să scoți banii ăia din cont ca dividende, să-i plătești acționarilor, să le arăți, uite, bă, am avut un an foarte bun în care am făcut performanță, toată lumea câștigă bani. Pentru că ăsta ar trebui să fie unul dintre obiectivele principale ale activității fotbalistice, este ca oamenii care se ocupă de gestionarea echipei să facă bani, să câștige bani. Și cum nu poți să scoți banii aia ca dividende, ești așa, uite, hai și acum cât dăm, cât costă Neaga? Costă 200.000, bine, luați 1.000.000 și vedem cum dacă se mai întoarce, dacă se mai întâmplă, ne descurcăm noi. Asta înseamnă asociație non-profit. Bun. A fost dat lotul, locul în Liga 1 și alte în 98, gratis către o altă asociație unde stau la un moment dat nu mai era acționar. Dar asociația non-profit nu are acționari, are membri. Nu este societatea pe acțiuni are acționari, SA-ul. Așa cum SRL-ul are ce are? Asociații. Într-un SRL, într-o societate cu răspundere limitată, poți să fii asociat. Într-o asociație non-profit, poți să fii membru al acelei asociații. Nu ești acționar, nu ai X% din acțiuni. Cât cine controlează acea asociație non-profit depinde de cum a fost constituită acea asociație non-profit. Ce scrie în actul ăla constitutiv? Dacă există un colegiu de conducere, dacă se face cumva vreun soi de alegere la un moment dat, dacă este cineva care are o funcție pe viață, sunt o mulțime de posibilități. Dacă, așa cum s-a întâmplat în 2002 sau 2003, nu mai știu când a fost celebra ședință, atunci când peste noapte la asociația lui Păunescu a venit Becali și a zis membrii care au drept de vot sunt doar aia care plătesc o taxă de, nu știu cât era, $1,500 atunci. Și din 100 de membri ai asociației lui Păunescu au plătit doar neamurile și prietenii lui Becali 20 de oameni și doar aia au avut drept de vot. S-au dus oamenii la ședința la care s-a stabilit să se înființeze faimosul ESA și au constatat că ei n-au drept de vot. Că asociația a decis că doar aia care au plătit nu știu ce, doar aia pot să voteze. Asta înseamnă asociație non-profit. Deci au decis asta pentru că actul constitutiv din 98 al Asociației Fotbal Club Steaua București al lui Păunescu permitea astfel de artificii. Și o să conteze foarte mult cine și cum face actul constitutiv al viitoarei asociații, dacă se va face o asociație, că nu este sigur. Noi discutăm acum ca și cum s-ar fi decis deja, dar nu, este doar o posibilitate pe care clubul Steaua o poate sau nu o poate accesa în viitor. Putem avea un club Steaua la handbal înființat în 1947 și un alt club Steaua la fotbal înființat în 2022? Da, nu, pentru că ambele cluburi vor folosi aceeași marcă.
Și nu, nu vor fi clone. Din punctul meu de vedere, nu, n-ar fi clonă. Dacă se va face asociație, ESA, SRL, PFA, ce s-ar face, nu va fi clonă. Câtă vreme clubul Steaua va asocia marca Steaua acelei entități. Că ea va fi înființată în 2022-2025, este mai puțin relevant. Că va avea CIS-ul ăla sau alt CIS, este iarăși mai puțin relevant. Pentru mine. Mie mi se pare că este că va fi Steaua. Pentru că marca este cea care dă autoritatea oricărei echipe sportive. Bun, Ionuț Lupașcu, cred că ești. Pentru susținătorii ideii de asociație, ce garanție avem că nu se infiltrează în proiect un personaj ca Vasi Ciambazi, de exemplu? Dar nici nu trebuie să fie... mi se pare că asta este destul de restrictivă, gândirea asta de dacă vine iarăși Becali. Poate Becali nici nu mai vrea să aibă de-a face Steaua, mai ales că are acel proces pentru prejudiciu. Dar este posibil să vină Ion Popescu din Poplaca din Deal, care nu are nicio treabă cu clanul Becali, nu a avut nicio treabă cu fotbalul. Și vine Ion Popescu, se asociază în această asociație, prin diverse artificii legislative perfect legale, ajunge să preia controlul acestei asociații și apoi decide el ce face cu această asociație și cu echipa rezultată din chestia asta. Echipă pe care Clubul Steaua, sau echipa în care Clubul Steaua a investit din 2017 și până acum, probabil că pe la vreo 10 milioane de euro, toți anii ăștia de când a fost reînființată sau refăcută această secție de fotbal, cred că pe la vreo 10 milioane, cam pe acolo ar trebui să fie suma, echipa asta ar trebui cedată noii asociații sau viitoarei asociații gratis, tot așa cum s-a făcut în 98. Sigur, ca aport la nu știu ce al asociației, dar practic noua entitate ce va fi formată va primi gratis echipa de fotbal cu lotul de jucători și contractele aferente, locul în Liga a doua și așa mai departe. Va trebui să închirieze stadionul pentru că nu cred că mai poate să... sper să nu se mai poată să se dea din ăla mizerie din aia de drept de folosință gratuită pe un milion de ani sau cum s-a încercat atunci în 98, dar noua entitate va primi gratis foarte multe locuri și lucruri. FCSB este campioană morală a UCL, da, corect. Se scrie istorie pe arenă. Da. I-am înțeles că este un meci cât un sezon. Un meci cât un sezon, cât este scorul 0-3 și este minutul 72. Nu o să fie 10-0, nu. Da, atât s-a putut, ce vrei. Așa, ce mai avem aici? Zero garanții, acționarii, dar nu sunt acționari, iarăși, nu sunt acționari, sunt membri ai asociației. Într-o asociație non-profit nu există acțiuni. Nu există, nu sunt acționari, nu o să vină cineva să zică eu controlez 51% din acțiuni. Nu, poate să vină cineva, în funcție, iarăși, de cum este constituită asociația și să aibă alături de el majoritatea membrilor cu drept de vot din asociația, că ori fi 10, că ori fi 1 milion, este treaba actului constitutiv al asociației. Și atunci, dacă acest cineva are în spatele său majoritatea voturilor din asociație, cam poate decide ce se întâmplă cu asociația. Așa cum, repet, s-a întâmplat în 2003, când la AFC-ul lui Păunescu s-a impus acea limită financiară pentru drept de vot și au putut vota doar prietenii lui Becali și prietenii lui Becali au votat ca asociația, ca AFC-ul lui Păunescu, să devină acționar al firmei pe care a înființat-o Becali. Da, scenariul ăsta este foarte posibil. Poate să vină Ion Popescu din Poplaca din Deal să controleze majoritatea voturilor de la această asociație ipotetică, posibilă, probabilă, cum vreți voi să-i ziceți, pe care Steaua o va înființa sau în care Steaua se va implica, și să decide acest Ion Popescu, având în spatele său majoritatea membrilor cu drept de vot, că această asociație, care, repet, primește de la Steaua lot de jucători, loc în Liga a doua, marca, să vedem dacă ar primi-o definitiv sau va primi dreptul de utilizare, nu contează. Această asociație care are toate, sau ar trebui să aibă, că de asta o fac, toate drepturile care să o facă moral și legal Steaua,
Această asociație poate deveni pe modelul 2003 acționar într-o nouă societate comercială pe acțiuni în care ea să vină cu aport cu ceea ce a primit de la Steaua, de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Deci ar putea fix scenariul ăla cu se înființează asociație care ulterior asociație devine partea unui SA cedând tot ce a primit de la Steaua acelui SA care ăla o să fie cu acționar majoritar și așa mai departe, este perfect posibil. Și nu știu dacă există vreo modalitate de a putea controla chestia asta. Pentru că, ok, noi sau eu sau voi putem să zicem acum că, da, mă, da, Clubul Steaua o să facă acel act constitutiv al asociației non-profit atât de bun și atât de tare și atât de mișto, încât să nu existe niciun fel de portiță din asta care să permită ciordirea fotbalului stelist. Dar este, poate cineva dintre voi să zică 100%, 100%, Clubul Steaua va face acest lucru? Va face un act constitutiv al asociației atât de bulletproof încât Steaua să nu mai poată fi furată? Poate cineva să spună treaba asta? Pentru că știm, este același Club Steaua care își bate joc de talpan, același Club Steaua care nu s-a dus la TAS să-și apere interesele, același Club Steaua care a stat cât 2 ani, 3 ani în Liga 4, care stă de 2 ani în Liga 2, care băltește în mediocritate. Este cineva care poate să zică, da mă, clubul ăsta o să facă o asociere prin care el doar câștigă, prin care nu poate să piardă. Poate să spună cineva chestia asta? Din punctul meu de vedere, nu. Nu se poate spune chestia asta, dar na, poate voi sunteți de altă părere. Steaua trebuie așa cum să rămână așa cum a cunoscut-o bunicul și tatăl meu. Este și asta o părere. Din nou, uite, eu sunt de părere că Steaua ar trebui să devină partea unei societăți sau să-și înființeze propria societate pe acțiuni pe modelul, din nou, pe modelul Bundesliga, pentru că nu trebuie să reinventeze, nu trebuie să reinventeze roata. Nu știu de ce s-a întrerupt, sper că își revine. Dacă nu își revine, iarăși o să fie din asta, că ne-au sabotat oamenii. Îmi zice că este excellent connection și totuși se întrerupe. N-are nicio logică pentru mine chestia asta, dar whatever. Așa. Despre ce vorbeam? Așa că Steaua trebuie să rămână. Din punctul meu de vedere, Steaua ar trebui să facă ESA pe modelul Bundesliga, nu trebuie să reinventeze roata. Trebuie să facă o societate pe acțiuni în care Clubul Sportiv al Armatei Steaua să aibă 51% de acțiuni, dar nu putere executivă, nu decizie executivă, să cedeze 49% dintre acțiuni unuia sau mai multor terți care să se ocupe efectiv și executiv de administrarea companiei și de producerea de bani. Și ăia, privații ăia care vor veni cu banii lor, să producă performanță sportivă și implicit bani, în primul rând pentru ei și apoi pentru Clubul Steaua. Aia mi se pare cea mai sănătoasă și sigură modalitate de a te asigura și reasigura că fotbalul o să aibă performanță. În rest, eu unul nu văd altă soluție. Așa, perfect, atunci... Acum nu ar fi același caz, acum ar fi cu acționariat. Dar nu ar fi, asta încerc să zic tot eu, că nu ar fi cu acționariat. O asociație non-profit nu are acționari, are membri. Nu ar fi cu acționari. O asociație non-profit are membri, nu acționari. Trebuie să înființezi o societate pe acțiuni ca să ai acționari. Atunci care e diferența dintre AFC și noua formă de organizare? Eu nu văd nicio diferență între AFC-ul lui Păunescu și o altă asociație non-profit pe care Steaua ar înființa-o acum, în 2022. Nu văd absolut nicio diferență. Poate că există, uite, poate că o să vină cineva de la grupul de lucru sau cineva de la Steaua care să zică, băi, ești foarte prost. Uite diferențele, uite ce se întâmplă. Dar eu acum nu văd nicio diferență între AFC-ul ăla din 98 și un alt AFC care ar fi înființat acum. Scuze doar ce a spus omul că la DigiSport că singura soluție ca Steaua să promoveze este împăcarea cu el. Păi, bă, uite și asta este o chestie, nu știu dacă am mai spus-o până acum. Apropo de
ce face și ce vorbește Becali. Dacă Becali și cei care îl susțin pe Becali și angajații lui Becali ar fi avut cel mai mic argument juridic, fiți absolut convinși că nu ar fi avut chestia asta. S-ar fi dus în instanță și s-ar fi bătut cu cei mai scumpi avocați din România și din străinătate să profite de acea portiță pe care a găsit-o. Faptul că Becali tot ce poate să facă este să se ducă la ziariștii prieteni și să spună că da, mă, mie mi-a zis Ciolacu că o să facă, eu trebuie să ne împăcăm, eu nu știu ce, eu hau, eu hâr, eu măr. Deci doar un soi de presiune din asta mediatică, doar atât poate, este clar că el nu are nimic altceva în afara acestei presiuni. Asta ar trebui să se înțeleagă, că dacă se întâmplă chestia asta, este clar că Becali nu are decât presiunea asta, nu are nimic altceva concret, cu niciun argument legal sau regulamentar cu care să se asocieze în vreun fel cu Steaua. Așa. Bag de seamă că e așa. Nu te văd bine după seara asta, vei primi multe complimente de la anumite steliști. E ok, nu ar fi prima dată, nu doar steliștii mi-au făcut astfel de complimente, sunt obișnuit. Fete, ce se întâmplă? Dar ți-am zis, mi se pare că dacă tot am început să fac chestiile astea, ca și cum ca atunci când am început să fac aia, când am făcut contul de Facebook sau când am făcut site. Bă, dacă tot l-am făcut, nu o să scriu cum se rezolvă un rebus, o să scriu lucruri pe care le cred. Dacă o să vină cineva să zică ceva, vedem atunci care este situația. Au mai fost, probabil că vor mai fi, că asta, ăștia sunt oamenii, unii dintre ei. Mihai, în mod normal, nu toți avem aceleași păreri? Da, eu sunt de acord. Eu sunt de acord că nu avem aceleași păreri, băieții cu triambulații au ajuns. Da, și norocul meu este că am și, că dacă taie cablul de la net, am și telefonul și pot să fac un hotspot rapid, nimic nu ne oprește în această seară. Cu binele stelei ar trebui să ținem cu toții. Da, dar știi cum e, că binele stelei sau binele în general este relativ, în funcție de cine întrebi. Că unul este binele, unul mi se pare mie că este bine, și altceva s-ar putea să ți se pară ție sau lui altcineva că este bine. E ok. Cumva istoria are acest obicei bun, zic eu, să ne arate destul de repede cine a avut dreptate și cine nu. Iar cine nu învață din greșeli, n-are nicio scuză. În primul rând că este condamnat să le repete, dar n-are nicio scuză. Bă, dacă greșești odată, știi cum e. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Sau parcă așa era, nu? Nu. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me, că asta este. Deci dacă îți iei odată o țeapă, e ok, că toți suntem datori cu măcar o țeapă în viață. Dar dacă după niște ani îți iei din nou exact aceeași țeapă, evident poți să dai vina și pe ăla care te-a păcălit, dar mare parte din responsabilitate este și la tine. Mihai, tu ai ceva cu suporteri în general, că te știu din chat de la SL și stai calm, nu toți suntem cum crezi tu. Bă, dar nu este vreo chestie, nu este un proces al suporterilor aici, hai să terminăm cu astea. Și eu când am zis niște chestii despre suporteri, am zis despre unii. Și nu este un grup foarte mare, din ce știu eu. Sunt unii suporteri care fac unele chestii. Nu există grupul perfect de oameni. În fiecare grup de oameni sunt oameni mai buni și oameni mai răi. Oameni cu interese mai bune, oameni cu interese mai rele. Sunt unii. Nu înseamnă că cineva pune la zid toți suporterii sau whatever. Eu ți-am zis, dau o bere oricui și oricând oamenilor care se duc și cântă pentru Steaua și fac bannere pentru Steaua și dau cu torțe și fumigene pentru Steaua și își pierd timpul pe deplasări pentru Steaua și așa mai departe. Da, au tot respectul meu și nu doar tot respectul meu. Bem o bere, bem un coniac, un ce vreți voi, oricând. Dar dacă vrei să faci pasul mai departe, să te duci în ceea ce ține de administrarea clubului, trebuie să-ți asumi și niște critici. Măcar niște critici, dacă nu mai mult de atât. Așa. Fiecare ajutăm și facem... Așa, nu este ok să spună nimeni că facem mai mult sau mai puțin. Și mie, așa, uite, sunt perfect de acord cu ce zice Sancho Panza. Că fiecare face cât vrea și cât poate și nimeni nu este mai
presus sau mai prejos decât altcineva în acest demers de a susține o echipă. Că unii poate au alte angajamente, uite, unii nu sunt în țară, nu sunt în București și nu pot să vină așa de des la stadion, nu înseamnă că i-ați mai mult sau mai puțin suporteri decât alții. Ci sunt doar alegeri personale ale fiecăruia dintre noi. Așa cum oamenii care se duc la stadion, la fiecare meci, acasă sau deplasare, nu sunt niște sfinți care trebuie pictați pe pereții de pe stadion. Sunt niște oameni care, într-adevăr, se dedică unei echipe, dar care fac asta, în primul rând, pentru că asta vor ei. Și că asta îi ajută pe ei și că asta le aduce lor satisfacție, fericire, whatever, ce găsește fiecare în acest demers de a susține. Nu înseamnă că sunt niște sfinți care trebuie, ți-am zis, pictați pe pereții stadionului și ale căror nume trebuie spuse înainte de fiecare meci ca o rugăciune. Nu, este alegerea fiecăruia ce face în demersul său de a susține o echipă sau nu. Așa, nu e ok să spui ceva negativ despre suporter dacă ai ceva cu cineva în concret, dă nume. Nu știu despre ce este asta. De la ce v-ați luat? nu sunt, mă, doamne, uite, Bush era și republican. Mă dați în din alea, mă băgați în alte chestii. Nu, doamne, ferește să fiu republican. Varianta asta cu asociația non-profit ar trebui să fie ultima soluție de pe raft. E soluția de a ocoli mizeria de regulamente. De ce să ne dăm noi după el? Eu, și asta este una dintre întrebările mele. Mai ales că, uite, am avut astăzi pe Talpan care a zis că a pregătit în vară dosarul pentru TAS. Pentru a contesta fix ăla blocarea dreptului de promovare în Liga 1. Clubul Steaua și oameni din Ministerul Apărării nu l-au lăsat să se ducă la TAS. Eu m-aș fi așteptat ca suporterii, și când zic că suporterii mă refer acum, uite, acum mă refer exact la galerie, pentru că ei sunt grupul hardcore, că una este să se adune, să facă o petiție online 5 suporteri ai Stelei din Bârlad și 2 din Oradea și să aibă, nu știu, 1000 de voturi, și cu totul alta este o presiune fizică pe care poți să o pui, să te duci la stadion când este o ședință sau când este meci sau whatever, să te duci la club când este o ședință și să strigi acolo 200 de oameni, bă, ce ați făcut, mă, frate, de ce nu v-ați dus la TAS? Să vină domnul Bichir sau domnul comandant de la fotbal sau domnul comandant de la performanță și să zică, bă, nu ne-am dus pentru că, sau ne ducem acum, sau cine știe ce se întâmplă. Este cu totul și cu totul alt tip de presiune pe care îl poate pune galeria. Și uite, m-aș fi așteptat ca galeria să reacționeze. Asta nu înseamnă că ce mă aștept eu trebuie să se și întâmple, că nu dictez eu ce face galeria sau nu ordon eu galeriei să facă ceva, dar m-aș fi așteptat ca galeria să fi zis, bă, da, bă, de ce nu ne-am dus la TAS în vară, când, uite, puteam să ne batem pentru dreptul nostru de a schimba regulamentul FRF care ne interzice să promovăm în forma asta de organizare. M-aș fi așteptat la chestia asta, că nu se întâmplă pentru mine, na, este, să zic, dezamăgitor, dar nu e ca și cum este vreun fel relevant faptul că sunt eu dezamăgit sau nu, sau mândru de ce face galeria Stelei. Ce părere aveți că după legile FRF, o societate SA poate activa în fotbalul profesionist, iar în SRL nu? Pe scurt, ca și unic acționar nu poți deține un club profesionist. E adevărat, mulțumesc, nu cred că este adevărat. De fapt, nu știu chestia asta ca unic acționar, dar dacă este SA, poți să fii acționar cu 99% și să ai pe, cum era Pițurcă la FCSB SA, de avea 0,0 nu știu cât, sau cum e Cornel Dinu la Dinamo Lotus, care tot așa are 0,0 nu știu cât. Și nu mai ești acționar unic. Nu, mi se pare că e vreo chestie. Asta cu SRL-ul nu cred că s-a plecat nimeni. Nu cred că vrea nimeni, de fapt, un SRL care să aibă un rulaj atât de mare. Pentru că, din câte știu, este alt regim de taxare. Adică dacă tu ajungi la Liga 1 și ai numai din drepturile TV, cred că e 1 milion de euro, ai venituri de cel puțin 1 milion de euro pe an, plus ce-ți mai dă, nu știu, X casa de pariuri, pe SRL cred că ai un sistem de impozitare mai dezavantajos decât dacă ai avea SA. Și nu cred că și-a pus nimeni problema să aibă o echipă de Liga 1 pun SRL. Așa, e de ochii lumii ca să pară că FRF are grijă de sustenabilitate. Uite, posibil să fie și chestia asta. Bun.
Asta cu suporterii, nu știu de la ce v-ați luat, uite, eu, dacă s-a luat cineva de suporteri, dați frate vina pe mine, eu m-am luat de suporteri. Deci o societate pe acțiuni ar fi garanția succesului, nume de tradiție precum Rapid, Craiova sau Dinamo au dat faliment, au intrat în insolvență, să fim realiști, România nu este Germania sau UK. Păi, n-am zis că ar fi garanția succesului, n-am zis că dacă ai avea o societate pe acțiuni automat garantată ai avea și succes, ci spun că o societate pe acțiuni este cea mai bună opțiune din cele care sunt. Pentru că, din punctul meu de vedere, doar într-o societate pe acțiuni, tu ai mijloacele, nici nu știu cum să le spun, ai mijloacele de a atrage alături de tine un investitor care este dispus să bage banii lui, având certitudinea că dacă muncește și dacă se implică în chestia aia, are șanse mari să-și recupereze banii și chiar să facă profit. Pentru că altfel, de ce ar veni un investitor la orice echipă, nu doar la Steaua? Să zicem, uite, că Steaua mâine dimineață se duce și își face această asociație non-profit și pune anunț pe Facebook și pe site-ul oficial, căutăm investitori. De ce s-ar duce mâine cineva să investească într-o asociație non-profit alături de Steaua? De ce ar pierde cineva bani? Ce investiție ar fi aia? Singura investiție pe care poți să o faci este într-un SA pe care tu poți să-l controlezi, pe care poți să îl faci profitabil și care îți maximizează șansele de a-ți reîntoarce banii aia pe care ai investit. Că practic asta face un investitor. Investitor bagă niște bani în speranța că își va recupera investiția și chiar că va scoate profit. Sau bagă niște bani, are 40% din acțiuni, ține banii aia blocați 5 ani de zile în care clubul performează, investește, face ce face ca și SA, crește, ajunge la un nivel, iar dacă în 2022 a dat 1 milion de euro pe 40% din acțiuni, în 2030 o să vândă alea 40% de acțiuni cu 10 milioane de euro, că o să fie alții la coadă care o să vrea să investească, așa funcționează economia. De asta mi se pare că un SA este opțiunea ideală din cele care sunt disponibile în ăsta. Nu înseamnă că un SA este și garanția succesului, că nu poți să ai garanții, că așa este business-ul. Business-ul nu vine cu garanții. Uite, mai ușor cu suporterii din Oradea, că ne supărăm. De ce nu? Suporterii din Oradea nu pot să facă și ei o petiție online? De ce nu pot să facă? Și dacă se face un nou AFC, tot trebuie mers la TAS ca să putem promova sezonul acesta? Păi da, nu știu dacă există ideea asta. Deși, cred că dacă se face o asociație non-profit, că cumva pare că toată lumea ar fi de acord cu această idee salvatoare de a face un AFC care ar rezolva tot pentru toată lumea. Mamă, iar sunt 3 ore de când vorbesc ca prostul aici. Așa, dacă se face un AFC, cred că și Federația lui Burleanu ar putea să dea o derogare și cred că ar fi foarte tentată să dea o derogare, să fie la modul, da mă, uite că ăștia de la Steaua ne respectă regulamentele, suntem și noi băieți de comitet, îi lăsăm să promoveze sau să joace barajul sau ce-o fi. Pentru că, repet, pare că asociația non-profit este dezideratul majorității părților implicate în ceea ce înseamnă fotbal românesc. Bun. Ești din oră. Așa. Terminați mă cu astea, cu obrăzniciile astea, cu suporterii. Doar eu am zis de suporteri, deci doar de mine vă luați, nu mai mergeți aici cu nebuniile astea. Da, de asta vă zic, terminați cu tâmpeniile astea, cu coiala asta și cu cocoșala în comentarii. Doar eu m-am luat de suporteri, deci dacă e cineva cu suporteri, eu sunt ăla. Așa, cu locuitorii din Oradea, bun. Bă, cam asta a fost, nu? Că sunt 3 ore de emisie și de emisiune în același timp. Eu sper să... Bă, dacă ai început cu GG2, uite, ar putea atoare, deși nu cred că mai este niciunul pe aici, niciun moderator din aia 2 pe care aveam, să te ardă așa, la modul ăla nesimțit, dacă încep cu din astea. Crezi că Steaua ar putea face performanță în forma actuală de organizare? Cred că Steaua ar putea să facă o performanță mai mare în actuala formă de organizare decât ar face în cadrul unei asociații non-profit. Am mai zis chestia asta și se pare râd,
Râd aici de Mihai Freestyle, care își dă singur bani dacă fac. Te fac, mă, Mihai, data viitoare te fac și pe tine moderator, dacă asta este vreo mare chestie. Am mai spus-o că actuala formă de organizare a Stelei, dacă vorbim despre astea trei, că pe astea trei le văd eu acum, asociație non-profit, chestia asta actuală, club sportiv, de drept public și societate pe acțiuni. Din astea trei, asociația non-profit este cea mai proastă opțiune din punctul meu de vedere. Actuala formă de organizare este undeva la mijloc, pentru că cumva mai are și niște incentivări din astea de performanță, cel puțin teoretice, iar societatea pe acțiuni, cum am tot explicat, mi se pare că este cea mai bună, modalitate de a dezvolta ceea ce înseamnă fotbal la Steaua. Asta mi se pare mie, nu înseamnă că am și dreptate, repet. Așa, ce mai avem aici? Stai. Cea mai bună și grea opțiune este schimbarea legii sportive. Da, nu este cea mai bună. Din nou, mie mi se pare că este indiferent de dacă se schimbă legea sportului sau nu se schimbă. M-ar veni, uite, domnul ministru Angel de la Ministerul Apărării și ar zice: bă, Mariuse, de mâine ești comandant la Steaua și faci ce vrea mușchiul tău pe tarla. Eu poi mâine, chiar dacă s-ar schimba legea sportului și ar permite promovarea în forma actuală de organizare, poi mâine aș iniția demersurile pentru înființarea unei societăți pe acțiuni. Pe modelul ăla german, în care Clubul Sportiv al Armatei pe Strază, în orice caz, care nu sunt 51, un pachet de 51% din acțiuni, care nu este sub nicio formă înstrăinabil, deci din orice s-ar întâmpla în acel ESA, Clubul Sportiv nu poate să scadă niciodată sub 51% din pachetul de acțiuni, că vin acționarii și fac aport de capital, să zicem, majorare de capital, ce se mai întâmplă ca să faci niște mișmașuri din astea acționarești, aș pune Clubul Sportiv al Armatei Steaua București are drept de veto pe chestiile ce țin de imagine, de folosirea brandului și așa mai departe, iar tot ce ține de partea aia de organizare, de ce înseamnă efectiv condusul unei companii, rămâne la investitorul acționar minoritar. Vine Dedeman și zice: da, mă, vă dau eu 1000 de euro ca să cumpăr 10% din acțiuni, ia dată, dă-ne banii și vii tu, Dedeman, îți dau ție managementul clubului Steaua. Cu alea, cu criterii de performanță, cu KPIs, cu evaluări semestriale, anuale și așa mai departe, dar eu fiind Steaua, nu mă ocup de management, eu mă ocup doar să-mi protejez identitatea mea și marca mea și să eventual să produc niște bani dacă compania asta va produce bani, iar tu privat, care ești mult mai potrivit decât mine și ai mult mai multă experiență, fă bani și faci bani pentru amândoi. Faci bani în primul rând pentru tine, pentru că dacă tu lucrezi pentru societate și îți iei dividende sau ce ți-ai tu, îți iei tu bani de acolo și apoi dacă societatea asta comercială crește, poți să-ți vinzi acțiunile pe profit sau whatever, care sunt modalitățile de a face bani, și apoi faci bani și pentru mine, pentru că fiind acționar majoritar cu 51%, automat îmi iau cea mai mare parte a banilor. Asta aș face eu, indiferent de dacă legea sportului se schimbă sau nu, din nou, mi se pare, sau uite, dacă aș fi mâine, m-ar numi mâine domnul Angel comandant al Stelei, aș face o șezătoare din asta cu juriști, cu economiști, cu oameni de marketing să-i întreb: bă, uite, mie mi se pare că asta e cea mai bună modalitate. Știți voi vreo altă modalitate mai bună? Că na, poate eu nu sunt cel mai pisteț. Așa. Uite, handicapatul de serviciu zice că vrea... Da, mă, și tu ai zis că vrei moderator, dar cumva tu în tine n-am încredere. Nu știu de ce, tu nu-mi inspiri încă încredere. Ca Sancho Panza și ca Pictor Vițurcă. Uite, nu știu dacă este de la mine sau de la tine, dar ceva așa în relația asta noastră n-am rezonat. Încă nu ești nici exclus de pe listă, dar încă n-am avut acel declic. Vreau moderator ca la SL. Este și cum cineva spune, părerea este blocat. Nu, tata, nu facem chestiile astea. Deci terminați cu disputele astea. Nu ți se pare greu, având în vedere comandanți, etc., ce s-ar putea schimba în bine? Păi uite, asta mi se pare că s-ar putea schimba în bine, ca
Steaua, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, să cedeze managementul echipei de fotbal și să păstreze beneficiile. Asta mi s-ar părea foarte ok. Calificare pentru FCSB. S-au calificat, da? Bă, ăștia, tot eu și cu Mihai, terminați, dracu, cu chestiile astea, mă. Cu coiala asta. Un număr de mobil, mi-a zis că are Revolut. Da, mă, da. Păi, dar și n-am văzut nimic. Dacă mă uit pe Revolut, am tot aceiași 15 lei pe care aveam și acum 2 săptămâni. Că nici Sancho Panza n-a țărit, nu s-a făcut cu nimic. Apropo de chestia asta cu moderatorul. Ce ai câștigat, mă? Ce ai câștigat? Cum ai câștigat? Așa, îmi place că au rămas la Steaua suporterii deștepți, urmăresc și văd diferența mare de intelect față de cei de la FCSB. Iarăși asta mi se pare că este atât de relativ. Uite, mi s-a părut foarte mișto ce zicea Adrian, apropo de oamenii de la FCSB, care într-adevăr și-au făcut o asociație cu care, pe care o folosesc pentru a se lupta pentru FCSB, ceea ce mi se pare... Din punct de vedere al suporterului, cam maxim ce poți să faci. Dacă clubul tău nu se apără sau nu se apără ok sau whatever, ce se întâmplă la ei acolo, ce consideră ei că se întâmplă cu FCSB-ul și procesele astea, și-au făcut ei o entitate juridică pe, cu care au căutat toate modalitățile astea dubioase să se implice într-un litigiu care nu îi privește, dar au reușit să facă asta, pentru a apăra interesele clubului pe care îl susțin. Ceea ce e foarte rar să vezi în România. Așa, aici se blochează doar proștii și cei cu limbaj nasol. Da, așa, uite, vezi, sunt de acord cu Sancho Panza. De-aia este moderator Sancho Panza. Ai câștigat moderatorul? Când ai câștigat? Cum ai câștigat? Am memoria scurtă, așa este. Nu știu când și cum ai câștigat moderatorul. Mi-ai dat un comentariu bun și ți-am zis că te fac moderator. Păi bine, da. Uite, nu mi-amintesc, dar nici nu neg chestia asta. Rămâi acolo pe lista de viitori moderatori, doar că trebuie să ne mai încălzim relația asta, trebuie să mai fim mai ok. Am șters, da. Uite, poate de-aia am șters noi emisiunea. Poate de-aia am șters emisiunea, fratele meu. Că știam... că trebuie să te fac moderator și eram... Stai mă că stau să-mi zică. Și uite, poate de-aia am șters emisiunea. Acum că stau să mă gândesc că asta ar putea să fie motivul. Am șters emisiunea epic. A fost și cea mai bună emisiune din istoria YouTube-ului. Cred că au fost și 70-80 de oameni la un moment dat. Nu ca în seara asta, nu că m-aș plânge, dar seara asta nu s-a percutat așa cum trebuie. Dar a fost emisiunea epică pe care am șters-o. Mi se pare absolut genial. Așa. Eu aș face moderator pe orice viewer și câștigă cel mai puternic. Da, mă, dar vreau să mai rămână niște oameni aici, să se mai uite și la mine. Ca să nu vorbesc așa ca prostul, 3 ore, chiar ca prostul. Uite, Marian este și el aici. Din 96 de echipe din grupele celor 3 competiții, SCFCSB a terminat pe locul 3 la goluri primite. Da, e și asta un succes. E și asta un rezultat mare. Și așa cum zicea Nick Dick, a adus bani în România. Asul lor strânge bani pentru deplasări, taci că pentru Cluj n-au primit licența de transport. Bă, da, nu știu, cumva, pe mine nu mă interesează foarte tare ce fac oamenii aia, pentru că, na, câte vreme nu-ți bagă bani în buzunar și îți cer bani, e dreptul fiecăruia să dea sau să nu dea. Ce fac ei mai departe cu banii? Dacă nu este nimic ilegal, este fix treaba lor. Dar din punct de vedere al susținerii unei echipe, fac și chestia asta concretă. Că au, că fac bine, că mai puțin bine, asta din nou, poate să fie o discuție separată de cât de bine se implică și cum se implică. Bă, dar se implică, încearcă și fac acolo o chestie. Uite, Sancho ar fi gelos dacă a intrat moderator. Da, nu știu ce să zic. Nu știu, încă nu am nivelul ăsta, n-am gradul ăsta de încredere cum îl am în Sancho Panza, de exemplu. Și uite, mai ales că handicapatul de servici acum a început el să ceară bani, deci cumva cred că o să cobori în lista asta de viitori moderatori. O, te-am dat așa niște locuri în jos, știi, ca la jocurile alea pe televizor.
Cu fotbalul de tip SA, România n-a mai participat la un campionat mondial de fotbal din 98, coincidență sau nu, a fost ultimul an cu Steaua în prima ligă. Bă, da, e coincidență. Uite, dar mie mi se pare că fără fotbalul de tip societate pe acțiuni, nu poți să performezi în fotbal modern. Nu poți să faci performanță, pentru că fotbal modern înseamnă bani. În primul rând bani. Nu mai merge aia, tati, cu suporteri, cu spirit, cu suflet, cu dăruință, cu abnegații și cu asta. Nu mai merge. Bănuțul. Bănuțul face diferența. Și nu poți să obții bănuțul decât în societate pe acțiuni. Ideal, cazul ideal este din ăla cu să-ți înființezi tu asta pe model german, cum mi-am tot bătut gura și poate am zis niște prostii, și să reușești să atragi niște investitori puternici, să-ți vină o companie puternică sau... Da, să-ți vină o companie puternică de genul multinaționalelor ăstora care s-au dezvoltat în România, unicornilor români, să zică, ok, bă, noi suntem compania X. Îți dăm ție Steaua... Sau nu-ți dăm ție Steaua, că nu-ți dăm ție... Facem aport de capital la societatea pe acțiuni 50 de milioane de euro. Sau cât ori fi ele, X... 10 de milioane de euro. Îi băgăm în societatea asta. Cu banii ăștia, noi venim cu banii ăștia. Tu vii cu lot, loc în Liga 2, drept de a folosi marca, stadion, whatever, cu toate chestiile astea conexe, tot ce țin de fotbal, noi venim cu banii. Banii folosim ca să dezvoltăm segmentul sportiv. Noi ne asumăm partea de management, tot ceea ce înseamnă management business, management sportiv, tot ceea ce înseamnă chestia asta, tu rămâi acționar majoritar. Tu nu te implici, tu ai doar overview și drept de veto pe deciziile alea strategice mari, de cum se folosește brandul. Că dacă tu nu vrei să punem marca Steaua pe chiloți, noi nu o să avem voie să punem marca Steaua pe chiloți. Și așa mai departe. Și noi ne ocupăm de management. Și ne propunem ca în 10 ani de zile sau în 5 ani de zile sau care este planul de business, să avem profit de X bani, să ne recuperăm banii, să facem, să rupem, să dregem. Și toate chestiile astea. Eu ăsta îl văd ca model. Cum se încearcă timid? Bine, că la noi încă există ideea asta de patron care vine și face și drege. La noi încă SA-ul este mai mult SRL decât SA. Dar poate lucrurile se pot schimba. Bun, hai să vedem aici. Sancho Panza, puterea noastră rămâne el pe mandatul meu. Hai, uite, vezi că îți dă acces la contul lui. Bun. Cât e taxa de moderator? 500 de APO trebuie să fie pe Revolut, dar să fie APO din aia grecești, cu Y și cu O și cu P. Îți dau Revolutul dacă este nevoie și la emisiunea viitoare te-a făcut fratele tău moderator. Nu la anticapătul de servici, la mine. Este 500, măi, 300 de euro este doar pentru Sancho Panza, pentru că am făcut reducere, că la un moment dat a fost ok, a avut o replică bună. Dar pentru cine vine, pentru cine este la început, este 500 taxa de moderator. Domn Petrică, să trăiți, ai fost în cealaltă parte, nu? Există cealaltă parte în seara asta? Nici nu știu, nu v-am mai întrebat. Nu cred că există, că n-a zis nimeni nimic de cealaltă parte. Deci de partea întunecată, de partea de concurență, de război a audiențelor, nimeni n-a zis nimic. Domnul Petrică, sigur ați fost în partea cealaltă, chiar dacă n-a fost partea cealaltă, toată lumea în regulă, ne-am agitat un pic, am și vorbit un pic mai mult, pe mine mă doare gâtul deja, deci totul bine. Totul bine, ce să zic, domn Petrică, mulțumim că ați trecut pe aici. Așa... Uite, dacă aveai 300 de euro și dacă n-aveai, dacă erau băieți, știau că e nevoie de bani pentru rolul de moderator și nu cereau 300 de euro, cereau 500, știți, cum a zis-o bine tovarășul Tudor Sișul. Cum se spune harnală sportivă în germană? Nu știu, mă, nu știu cum se spune. Și nici, cred că se spune ceva așa, din aia, de că atunci când ești beat și te duci să vomiți și nu mai ai nimic, numai decât bila de vomitat de scos din stomac, chestia aia verde. Așa. Domn Petrică zice unii că n-au câștigat cele în seara asta. Așa, nu se supără nimeni.
replicile lui Sancho Panza? Păi da, mă, replicile lui Sancho e deja parte din echipă Sancho Panza și încă l-aștept cu aia 300 de euipo. Încă prevolutul meu plânge. Deci, clar îl susțin, clar sunt părtinitor. Așa, dan, 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 cealaltă parte este la Balat. Doamne. Este emisiune în partea cealaltă, dar tot în partea noastră. Da, nu știu care este. Sunt prea multe părți. Încep să pierd numărătoarea părților și nu este bine. Emisiunea din seara asta este doar pentru că emisiunea de seara trecută a fost ștarsă, să știți. Am zis-o la început, o zic și acum la final, ca să se știe, să nu avem probe la proces. Nu subminăm pe nimeni, este loc pentru toată lumea. Acum se face live-ul, s-a făcut live-ul de seara asta pentru că s-a șters ăla de seara trecută. Ăla care a fost strong, a fost dur și a și rămas. Aveam și promisiunea de moderator pentru handicapatul de servici, dar s-a dus. S-a dus și am zis să revin, să nu fiu chiar atât de și să facem și în seara asta. În speranța că emisiunea din seara asta o să rămână pe acest YouTube de mare angajament. Aștept felicitările, masa și dansul, v-am zis, sunt în privat. Cine vrea adresa ca să mă aștept în scara blocului, nu vă recomand scara blocului. Am un gang la vreo două scări mai în spate. Este un gang din ăla întunecat. Aici, pe scară, avem becuri din ăla care se aprind, au senzori de mișcare. Și mi se pare că se duce toată surpriza. Deci cine vrea adresa, vă zic unde este gangul. Dacă vreți putem să ne și coordonăm, îmi ziceți când sunteți acolo, trec și eu mă fac că mă duc pe la Mega să-mi iau o bere sau ceva și să fie bine pentru toată lumea, știți? Nici eu n-am știut și voi m-ați surprins și voi ați dat și eu am luat și aia e. Toată lumea o să fie mulțumită în final. Ce mai aveam de zis? Nu știu ce mai aveam de zis. Dacă vi se pare că n-a fost ceva bine, critica constructivă este bine primită, critica arogantă se lasă cu bani, pentru că, așa cum zicea handicapatul de serviciu, sunt stăpân la mine pe tarla. Nu vă invit, tati, la mine pe apartament, doar pe doamna, pe domnișoara producătoră aș putea să o invit. Domnișoara, uite, în continuare, eu sunt dezamăgită moderatorii mei, s-a început să mi se pare că, uite, s-ar putea ca la misiunea viitoare, săptămâna viitoare, tu să nu mai fii moderator, pentru că încă n-am niciun fel de feedback, niciun fel de mesaj de la domnișoara producător. Nu mi-a zis dacă a primit oferta mea, dacă te-ai ocupat să o trimiți mai departe, dacă ai vorbit, dacă s-a făcut, dacă s-a nu știu ce, nimic pe tema asta. Ceea ce un moderator ar fi trebuit să se ocupe înainte să mă gândesc eu că ar fi trebuit să se ocupe. Da, exact, domnișoara. I-am făcut oferta acum vreo două emisiuni, ofertă publică să devină producător, să-mi spună în cască diverse lucruri. Și Sancho Panza, dar nu, dar lasă-mă că treaba mea ce mă fac? Tu i-ai făcut oferta? I-ai transmis chestia asta? I-ai transmis oferta că are posibilitatea de a participa la această emisiune de maxim angajament, de a vorbi cu mine, de a-mi spune chestii în cască și nu numai în cască? Domnișoara nu este moderator, este producător, pentru că nu o punem pe un rol din ăsta în care să vă bateți voi una alta de ea, ci o să punem pe un rol din ăla. Așa cum merită, de altfel. Deci, pentru Sancho Panza, sarcina de săptămâna asta până la emisiunea viitoare este să ai un răspuns oficial cu număr de înregistrare și ștampilă de la domnișoara producător, ce se întâmplă cu această ofertă, dacă este încă, dacă vrea să negociem, dacă încă o mai analizează, dacă a respins-o sau a acceptat-o, vreau să am, până data viitoare, vreau să am un răspuns de la tine. Nu, dar vreau răspuns oficial, îl punem aici pe ecran, ți-am zis, vreau din ăla cu semnătură, cu ștampilă, cu număr de înregistrare, cu tot. Așa. Mod la toți și apoi piramidă. Nu facem, bă, că ți-am zis că vreau să mai vorbesc și eu cu niște oameni. Nu pot să vă las să vă mătrășiți voi între voi și eu să vorbesc aici ca prostul. Că uite, mai intră cineva. A fost o emisiune care a vrut doi oameni să vorbească cu mine, ceea ce este deja un succes absolut. Ea vrea doar cu portarii. Nu, din nou, vreau răspuns oficial, nu te cred pe cuvânt. Tanti Leana, să rămână, bine ați venit. Bine, bine v-am găsit.
Până la urmă, cluburile de drept public au adus trofee în ultimii 20 de ani la nivel european. Da, dar asta nu înseamnă nimic, mă, George, că astea sunt regulile. Din nou, sau nu că nu înseamnă nimic. Înseamnă, uite, putem să fim de acord că și un club de drept public poate performa. Sunt de acord cu chestia asta, sunt absolut de acord. Eu cred că un proiect cu o societate pe acțiuni, făcut onest de la început și care reușește să atragă oamenii potriviți, ar putea să facă mult mai mult decât un, astfel de club sportiv de drept public. Pentru că o societate pe acțiuni, care, repet, este făcută onest și corect, are mai multe pârghii prin care poate obține bani și performanță, în principiu. Asta mi se pare. Dacă zici de CSM București că a câștigat Champions League, da, a câștigat, dar a câștigat cu finanțare foarte mare venită de la Primăria București. Primăria București, care 4 ani poate să susțină foarte puternic un club din ăsta, după care se schimbă primarul și ar putea să nu mai susțină deloc sau să susțină la limita subsistenței din punct de vedere financiar respectivul club. Caz în care performanța o să se ducă așa, cum a crescut brusc cu banii, se ducă la fel jos pentru că nu mai există finanțare. Pe când o societate pe acțiuni care este construită onest și care funcționează ca un business, că asta trebuie să se înțeleagă, care funcționează ca un business, o societate pe acțiuni al cărei manager sau al cărei conducere, a cărei conducere nu are ca obiectiv calificarea în grupele cupei satelor europene ca să vină 10 milioane în conturi de la UEFA. Ca ăla să fie principalul obiectiv al anului. Nu. Un management care are ca obiectiv creșterea veniturilor, creșterea performanței pentru ca și veniturile să crească, dezvoltarea marketingului, atragerea de oameni la stadion și așa mai departe. Toate chestiile astea. Asta înseamnă societate pe acțiuni, nu o din aia care, o entitate care este făcută pentru a da țeapă. Pentru că asta, că atunci când tu îți faci o echipă și faci un puș din ăsta, ai băgat, cum s-a făcut la Burziceni, cum s-a făcut la Oțelul, faci un puș din ăsta, profiți și de o conjunctură, ai luat un titlu, te-ai dus în niște grupe, ți-au intrat 20 de milioane în cont, ai mătrășit banii aia, pentru că da, dintr-o societate pe acțiuni, poți să și scoți banii mult mai ușor decât poți să-i scoți dintr-un non-profit sau decât dintr-un club de drept public. Poți să-i scoți mult mai ușor, poți să dispui de banii aia mult mai ușor. Dar dacă reușești să faci societatea asta la modul ăla onest, nu o să se lase cu ciordeală, zic eu. Sau sunt șanse mai mici să se lase cu ciordeală decât la un AFC sau la un... Practic, ONG ar trebui să-i zici unui non-profit. Sau la un club sportiv de drept public. Din umilul meu punct de vedere. Tu, din nou, poți să nu fii de acord. Că e ok să nu fim de acord. E producătoare, așa am înțeles că este producătoare și că se ocupă foarte, este foarte profesionistă în ceea ce privește emisiunile astea online pe internet. Și eu mi-aș dori, eu simt nevoia unei producătoare în viața acestei emisiuni. Simt că avem nevoie să vină și să plece. Dinamo a luat cupa mare pe ea. Așa, da mă, nu mai stau mult, nu mai stau mult, gata, că nici voi nu mai pare că aveți, nu mai aveți chef, să nu mai suntem 12 oameni, ok? Dar terminați mă cu asta că este logodită, că nu vreau pe domnișoara producător să o cer aici, pe birou. Și să-i zic să rămână alături de noi toată viața. Nu, vreau să producă emisiunea, atât. Asta îmi doresc. Doar să producă această emisiune. Și îmi doresc un răspuns de la ea. Nu vă gândiți la alte prostii, pentru că respectăm viața privată, așa cum Talpan are dreptul să aibă viață privată, are și ea dreptul să aibă viață privată. Gata, nu știu, hai să ne oprim, că căcat, am stat aici o viață. Da și voi, uite, măcar din milă, 3 ore jumate să moară Gibilan, 3 ore jumate. Da și voi acum, înainte să ieșiți, apăsați pe like-ul ăla ca să ne arate în YouTube. Dacă nu se șterge clipul, să ne dea ăștia la YouTube să zică, uite mă ce se întâmplă pe canalul ăsta. Cum zice Marian Mărășanu, hai cu like-ul la băiatul până nu se răcește halatul și așa mai departe. Vă mulțumesc mult că... Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Promit să fac tot posibilul ca emisiunea asta să nu mai fie ștearsă.
tot posibilul. Așa am făcut și aseară. Nu am, nu m-am sabotat și nici nu v-am sabotat. Da, tap tap și hai cu leuțul și cu universul. Dați cu toate alea. Și ne auzim săptămâna viitoare pe miercuri seara, cam așa zic. Pe miercuri. Mamă, am făcut emisiune și vineri, dacă e trecut de 12, deci am făcut emisiune miercuri și vineri. Bine. Gata, vă foarte mulțumesc, sper că și vouă v-a plăcut măcar la fel cât mi-a plăcut mie. Dacă se lasă cu promisiuni și cu chestii, ne auzim, sper, de pe salon. Mersi mult!